Am discutat Spinoza, un mare gânditor al modernității, care are curajul, temeritatea de a pune în discuție textul sacru, Cartea Cărților. Am discutat Marx via Hegel și Kant. Kant care privatizează sentimentul religios și nu crede că e nevoie de o metafizică, cum credeau medievalii sau gânditorii patristici, pentru a susține o morală, nu? Kant care vrea să așeze religia în granițele rațiunii și am discutat, sigur, textele lui Marx care merg mult mai departe după ce Hegel vine și propune lectura istoriei dintr-o perspectivă providențialistă, el pune în paranteză providența și afirmă, cum am spus data trecută, că revoluția este o locomotivă a istoriei, că în trenul acesta al istoriei care este împins de revoluție trebuie să urcăm cu toții, fie la clasa 3, fie la clasa 2, fie la clasa 1. Dacă desigur ești membru al Partidului Comunist, ești la clasa 1 și poți să uiți un pic și de visul legalității. În orice caz, revoluția este, dacă vreți, cea mai importantă temă a secolului 19, da? După Revoluția franceză, care are loc prin faimosul regicid și deicid, da? Prin tăierea capului multor aristocrați, sute, mii, poate chiar zeci de mii de nobili au fost decapitați în inima Parisului, prin despărțirea de monarhie, care va reveni sub forma, să spunem, visului napoleonian, în prim planul scenei politice franceze, apare pentru prima oară în modernitate gândul acesta al emancipării radicale de trecut și al constituirii unei noi ere printr-o contestare a vechilor ierarhii și a vechilor tradiții. Okay? Deci suntem într-o atmosferă incredibilă. În inima Europei, da? V-am spus data trecută, la 1818 se naște la Trier Karl Marx, da? Însă într-o margine a Europei, în 1821, se naște Fyodor Mihailovici Dostoevski, cum spun rușii. Vreau să menționez că totdeauna în semn de respect, în cel puțin în limba rusă, nu te adresezi unui om spunându-i doar Mihai sau Mihail, ci spui tot timpul după numele tatălui, apropo de relația tată-fiu, îi spui Fyodor Mihailovici, înseamnă că el este Fyodor și tatăl său a fost Mihail, da? Deci tatăl lui Dostoevski a fost Mihail. El se naște în 1821, în luna noiembrie, în anul în care moare, aici, pe meleagurile noastre, un revoluționar occidental, trebuie spus, cu școala făcută în apus, Tudor Vladimirescu. În lupta sa pentru independența sau pentru, oricum, autonomia țărilor române, ca și alți revoluționari greci, da? Faimosul Tudor Vladimirescu își pierde viața și, sigur că interesant să vezi ce s-a întâmplat în tot acel an, sub raport politic, avem decapitarea. De fapt, chiar mai grav, a fost vorba de spânzurarea unui patriarh, cred că era Grigore al V-lea, patriarh ecumenic al Constantinopolului, care nu se implică, cred, turcii suficient pentru a stopa revoluția greacă. Știți că elenii, în 25 martie 1821, declanșează această revoluție. Până astăzi ei sărbătoresc 25 martie, Buna Vestire, ca fiind ziua lor națională. Deci avem o mișcare revoluționară în care se implică oameni de cultură. Byron este unul dintre ei. Pleacă din Anglia, se duce nu numai în Portugalia, ci și în Grecia ca să lupte la propriu împotriva jugului otoman. Avem mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu, care de multe ori a trecut munții spre Ardeal și din Ardeal s-a dus spre Viena ca să vadă cum arată Europa. Vom reveni la această chestiune. Moare Napoleon, bolnav de cancer, în insula Sfânta Elena, deci cel care a visat la o construcție statală de tip totalitar, sfârșește mai degrabă mizerabil. În Statele Unite, pentru prima oară, apar câteva achiziții importante de teren, cred că și statul Mississippi, dar sigur, Florida este cumpărat de guvernul federal. În același timp, rușii declară peste graniță, declară suveranitatea asupra statului astăzi numit Alaska, cumpărat mai târziu de către
americani, la Paris se instituie sau se constituie Societatea de Geografie și, nu în ultimul rând, trebuie să mai adaug faptul că în același an moare romanticul John Keats. În acest context, se naște, repet, în 1821, în același an cu Baudelaire și în același an cu, o să râdeți, Louis Vuitton, da? Cu Louis Vuitton se naște în același an cu el și Fyodor Mihailovici, care în prima lui tinerețe crește sub privirea aspră a tatălui și cu aceste reflexe de obediență care erau firești pentru o casă mai degrabă aristocratică din Rusia, din Petersburg, acest tânăr ajunge să se contamineze de vreme cu ideile revoluționare care circulau în Rusia țaristă. Care era situația socială în Rusia țaristă? Puteți bănui, puteți ști din lecturile dumneavoastră deja. E vorba despre un regim inerțial, birocratic, sufocant. Rusia țaristă este o țară subminată de sărăcie, foarte cuprinzătoare, foarte larg, întinsă, dar lovită de această maladie a șerbiei, da? Un fel de sclavie. Țăranii munceau pentru stăpânii lor sau pentru boieri, cum munceau și la noi până la emancipare, până la 1850. În această revoluție, Rusie țaristă, apar ideile revoluției. Ideile revoluției deodată contaminează gândirea unor intelectuali. Unii merg în direcția revoluțiilor naționale care trebuiesc să se proclame împotriva imperiilor, dar dacă totuși Rusia era deja un imperiu, era greu să ai o revoluție națională în Rusia, că ei deja cuceriseră foarte multe tărâmuri și foarte multe țări și foarte multe neamuri, deci ei mai degrabă erau ocupanți. Nu uitați ce au făcut în Basarabia, ei au luat în 1812, dacă nu mă înșel, Basarabia de la noi, rușii practic în Georgia, în Moldova lui Ștefan, cum îmi place să spun despre Basarabia. Și în alte locuri au avut o influență mai degrabă negativă, în sensul în care au asuprit popoarele și minoritățile etnice. În acest context, ce puteau să spună intelectualii ruși? Nu hai să facem o țară, că țara deja era constituită, ci spun hai să ne eliberăm de tiranie. Suntem în contextul în care, la 1831, 1832, cel mai mare gânditor politic francez, probabil, al secolului XIX, Alexis de Tocqueville, care este aristocrat, trece oceanul, se duce să vadă cum arată America, ce se întâmplă acolo și care este miracolul Revoluției Democratice Americane și face acele însemnări extraordinare pe care le găsesc, cele mai profunde însemnări politice ale secolului XIX, cuprinse în cartea, în două volume, Democrația în America. Avem de asemenea, primele idei care pătrund printr-un gânditor care se numește Cernșevski în gândirea lui Dostoevski și deja tânărul nostru literat, care avea clar inclinații spre arta scrisului, începe să facă parte pe la 1845, 1849, începe să facă parte dintr-o facțiune sau dintr-o grupare, putem să numim revoluționară, în orice caz antisistem. Numai că atunci să fii antisistem nu era ca astăzi, da? Să poți să țipi în gura mare cât vrei tu în fața guvernului, în fața clădirii guvernului, atunci să fii antisistem era un lucru foarte riscant. Sigur că poliția secretă, nu știu dacă se numea Ohrana, în fine, poliția secretă a țarului infiltrează toate grupurile care au de gând să uzurpe ordinea politică și Dostoevski, tânărul Dostoevski, ambițios, dornic să lupte cu nedreptățile, da? Un om idealist de felul său, care a crescut într-un mediu conservator, care a învățat, repet, disciplina muncii de la părinți, dar care vrea o țară mai bună, care vrea o țară ca afară, Fyodor Mihailovici se angrenează în această mișcare revoluționară și se trezește într-o bună zi, ghicitoarea mea, arestat. Numai că atunci când te aresta poliția țaristă, nu era de glumă.
și pentru crima de lez majestate, deci pentru îndrăzneala de a pune în discuție ideea monarhică, în condițiile în care, să nu uităm, deja francezii o făcuseră, deja Robespierre atentase la ordinea monarhică în Franța, rușii monarhiști știau că nu se mai pot juca cu ideile revoluționare. Și că într-o bună zi, dacă vor da drumul la aceste convingeri să circule în aer liber, cum s-ar spune, se vor putea trezi cu aceeași situație în țara lor. Și atunci, care este decizia? Poliția îi condamnă foarte sumar, de fapt, greu putem bănui că a fost vorba de o judecată, a fost o judecată sumară, poliția îi pune în fața unui procuror, procurorul cere, evident, pedeapsa maximă și judecata sumară spune că ei trebuie să fie asasinați, ei trebuie să fie, sigur, împușcați. Ce se întâmplă? Dostoevski, tânărul Dostoevski, este pus într-o seară pe un eșafod, alături de ceilalți, tovarăși de drum. Și în fața lui, nu, este un preot ortodox, ne bucurăm că avem și noi unul în seara asta, sperăm că nu va fi cazul să ni se ceară atât de repede pocăința. În orice caz, știți cum spunea Augustin, Doamne, dăm Duhul castității, dar nu acum. Deci, la fel, mulți se gândeau la fel în secolul XIX și în orice caz Dostoevski se află în situația de a se spovedi. Pentru că în câteva minute urmează să fie împușcat. Numai că nu era pentru prima oară, ca să creeze un soi de sentiment de îndatorare față de regim, în ultima clipă, toți cei aliniați, da, pe eșafod, în fața cărora se afla, sigur, un pluton de execuție, vreau să înțelegeți, Dostoevski suferit de epilepsie, o boală care nu putea fi controlată atunci, chimic, astăzi poate fi, dar atunci nu putea fi, tot grupul află că s-a comutat pedeapsa. Cu câteva secunde înainte de a fi împușcați, deci arma este încărcată, zgomotul, da, se aude al încărcării de armă, inima bate, fiecare își spune ultima rugăciune, repet, se spovedește fiecare dacă vrea în fața preotului ortodox și sunt anunțați în chip miraculos că, nu-i așa, pedeapsa a fost comutată. Li se pun cătușe la picioare, ați fost iertați, țarul în bunătatea lui va ierta de data aceasta. Dar totuși veți executa 4 ani de închisoare pentru dizidență. Și Dostoevski, epilepticul, care avea trăiri foarte, foarte intense, da? Care își putea anticipa cu câteva secunde, milisecunde, momentul ăla de cădere, pentru că asta înseamnă să fie epileptic, să cazi la pământ, ca un posedat, de fapt. Dostoevski trăiește niște experiențe absolut remarcabile. Este trimis în închisoare în Siberia. Și acolo, intelectualul care îl citise pe Voltaire, omul pasionat de Shakespeare, se trezește înconjurat de cine? De ocnași. De oameni pe care el era învățat în casă să-i disprețuiască. El este înconjurat de cei mai simpli ruși pe care îi putea întâlni în viață, de oamenii aceștia fără educație, fără credință, care făcuseră crime absolut abominabile, care nu conspiraseră împotriva țarului, ci care dăduseră în cap, care loviseră, care maltrataseră, care violaseră oameni inocenți. Deci Dostoevski are parte, foarte devreme, faceți noastră calculul, 1849, născut în 1821, ce înseamnă asta? La 28 de ani are parte de ceea ce se numește și vă puteți nota, la 28 de ani, un soi de descensus, da? O coborâre la iad. Are parte de experiența iadului în cel mai concret mod. Nu se știa cine se întoarce din Siberia. Erau vremuri în care puteai să fii lichidat. După cum știți, sunt și astăzi situații în care intri în închisoare, dacă ești mai slab de înger și te-au simțit gelații, s-ar putea să nu te mai întorci. Da? Deci nu e atât de sigur că odată plecat în Siberia te mai și întorci. Trauma este puternică, dar Dostoevski acolo își dezvoltă un acut simț psihologic. Gândiți-vă cu câtă intensitate noi astăzi privim meciuri de fotbal sau meciurile Simone Halep la tenis
și stăm încordați să vedem cum a fost mingea aia, da, out sau nu, și cum Dostoevski, la aceeași vârstă sau poate chiar mai devreme, privea cu intensitate chipurile criminalilor din jurul lui. El trebuia să citească intenția de pe fața omului. El trebuia să vadă dacă el stă de vorbă cu persoane agresive sau, dimpotrivă, conciliante. El trebuia să știe, să anticipeze fiecare mișcare. El trebuia să fie ca o pisică, da? Mereu alertă la ce ar fi putut mai rău să se întâmple. Deci el este scufundat în această catastrofă, odată socială, care este sistemul penitenciar rusesc, și este aruncat în această dramă intelectual, pasionat de cărți, printre oameni rudimentari. Trece o zi, trec două, trec trei, dar totuși sunt 4 ani pe care el îi consumă acolo. Când se întoarce, este obligat să facă, ca un fel de școală de corecție, armata. Și de fapt face școala de ofițeri. Ceea ce sigur îl introduce într-o altă etică a loialității față de regim și ceea ce îl trezește cumva, da, din zona de utopie. Deci primul lucru pe care vreau să îl înregistrați aici este că stăm de vorbă despre un autor, despre un scriitor dezgustat de regimul politic la care erau condamnați sau care condamna sute de milioane de oameni. Stăm de vorbă despre... Aș vrea să verificați că se transmite partea asta de Zoom. Stăm de vorbă despre un scriitor care are conștiința superiorității sale intelectuale și stăm de vorbă despre un scriitor care se întoarce la Petersburg după 4 ani de Siberia, 2 ani de școală militară, cu o sensibilitate extraordinar de rafinată. Vine să spun că sufletul uman, vine să spun că mintea omului este adesea în situația de a fi șlefuită de experiențe dramatice, puternice, precum un cuțit, precum lama unui cuțit care taie mai mult sau mai bine, mai fin sau mai puțin fin, așa și mintea lui Dostoevski, când se uită la lume și la realitate, începe să vadă dedesubturi, da, nuanțe pe care oamenii fără experiența lui spirituală, psihologică și culturală nu puteau să le vadă. Deci încă o dată, capacitatea omului ăsta de a vedea se amplifică, crește enorm. Experiența te îmbogățește, inclusiv experiența infernului se poate transforma într-o binecuvântare. Experiența închisorii siberiene pentru el este redemptivă, ca să spun așa, mântuitoare. Ok, când se întoarce în cercurile literare din Petersburg, ce credeți că întâlnește? Probabil alți revoluționari. Alți revoluționari! Ăia care au scăpat, ăia care nu s-au dus încă în Siberia, ăia care nu știau ce înseamnă să stai cu ognașii de vorbă, sau să-ți iei un pumn în piept. Da? Sau un ghionte în fiecare zi. Sau să duci, iertați-mă, hârdaia cu fecale afară la minus 30 de grade. Ăia nu știau. Da? Intelectualii care, sigur, îl citiseră fie pe Hegel și aveau poate o lectură de stânga, nu? A fenomenologiei spiritului, am vorbit despre asta data trecută. Îl citiseră pe Proudhon, care credea că, să cităm acum un clasic, proprietatea este un moft. Unii dintre ei citiseră cărți despre socialismul utopic, da? Și încep să discute în cercurile literare, evident, despre cum ar putea fi schimbată Rusia. Cum să schimbăm la față România, se întreba Emil Cioran în 1936. Și credeți-mă, un intelectual pur sânge are această capacitate fabuloasă. Ca în 2 săptămâni de insomnii să-ți producă o carte stilistic electrizantă, cum a fost cazul lui Cioran, dar care te smintește și care smintește mii și mii de oameni. Și același lucru se întâmpla în Petersburg, unde, repet, oameni care aveau resurse financiare, nu aveau problema asta, nu aveau grijă zilei de mâine, căutau să schimbe situația, împrumutând din afară un cocktail de idei cu potențial revoluționar. Hai să le vedem. Prima teză e teza ateismului pe care deja am întâlnit-o. De la Voltaire încoace era și să fii ateu. Era la modă să nu crezi în Dumnezeu. Deci complexul de inferioritate dispare atunci când tu spui că ești ateu, ești cool, cum s-ar spune. Ca astăzi în atâtea licee din București, ca astăzi în atâtea facultăți ale Universității București sau ale altor universități, este cool să fii ateu. A doua idee. Ideea socialistă. Da? Trebuie să terminăm odată cu aristocrația, trebuie să terminăm cu vechea orânduire, trebuie să instituim un regim egalitar prin care, sigur,
vechea noțiune de meritocrație individuală este relativizată. Utilitarismul este o altă idee, da? Să faci numai lucrurile care au efect imediat. Să trăim într-un imediat, cum spunea Blaga, și necesitate, da? Nu să trăiești într-un mister și revelare, cum spune același poet clujean, că ar trebui să faci dacă ești cu adevărat un om cultural sau ființă culturală. Nu. Nu trăim într-un mister și revelare, ci trăim într-un imediat și necesitate. Dacă lucrurile astea nu funcționează pe termen scurt, nu le mai faci. O altă idee. Ideea anarhică. Da? Trebuie să dăm drumul unei mișcări formate mai ales din tineri care atacă capul unei societăți. Și capul era de regulă monarhul. Da? Anarhe înseamnă fără început și fără autoritatea, da? Care ține tot sistemul la un loc. De asemenea, ideea materialismului. Ați auzit-o, da? Materialismul dialectic. L-ați auzit enunțat fie prin gândirea lui Marx, fie chiar înainte prin Feuerbach, da? Materialismul este o nouă filozofie care începe să prindă teren și asta înseamnă că numai lucrurile pe care poți pune mâna există. Asta înseamnă că nu e așa, esse est percipi, că ființa poate fi redusă la ceea ce înseamnă regnul cantității și chestiunea asta are uriașe consecințe, nu în ultimul rând, poziția antiteistă, deci nu doar ateistă, ci și antiteistă, un refuz al oricărei idei de pronie sau de providență. Aceste idei, aceste noțiuni, aceste concepte, care încet încet își fac loc în mințile intelectualilor ruși, sunt foarte prezente în conversațiile lui Dostoevski cu prietenii săi. Încă o dată, el nu este un creștin edificat. Dostoevski nu este un creștin practicant, neapărat. El este doar un om care a văzut ce înseamnă brutalitatea regimului țarist, dar a văzut ce înseamnă și naivitatea antropologiei, da, intelectualiste, care nu are nici cea mai vagă noțiune despre cum un om fără educație, despre cum o brută, un ocnaș sau un tâlhar, eventual chiar de pe cruce, se poate schimba. Cum își poate el schimba viața. Pe fondul acestor idei, Herzen este asociat cu ideea socialistă, Bakunin cu ideea anarhistă. Apropo, Bakunin a avut o luptă personală cu Karl Marx când a fost vorba despre cum se constituie prima internațională socialistă. Vreau să înțelegeți lucrurile astea. Erau foarte vii. Rusia nu este ceva foarte îndepărtat de noi. Rusia era Rusia europeană. Încă o dată, toți gânditorii ăștia citeau în franceză, în engleză, în germană. Poate unii dintre ei și în latină sau chiar greacă. Deci, în Rusia apare un personaj precum Bakunin, care este trimis și el în Siberia, dar el fuge prin Japonia spre Statele Unite, care după aceea fugă îi permite să ajungă la Londra, unde el se întâlnește cu Karl Marx. În Rusia îl avem pe Herzen, un radical politic care propune ideea socialismului și contestarea aceasta sistematică a ierarhiei. Și în acest context, Dostoevski nu face decât să fie un imens receptor. Ce este de fapt un mare creator? Este ca un soi de partitură pe care se scriu toate aceste, dacă vreți, simfonii sau cacofonii. El este capabil să înregistreze toate aceste voci și să le restituie în polifonia romanelor pe care apoi le-a redactat cu un geniu absolut. Vom vedea care sunt acestea. Primul roman, 1866, Crimă și pedeapsă. Al doilea roman pe care îl vom discuta astăzi, 1872, Demonii. Și al treilea roman, 1880, care este de fapt și semnătura lui de geniu, Frații Karamazov. În trei romane, sunt multe altele, dar discutăm doar trei romane în această seară, care definesc geniul politic al lui Dostoevski și care configurează tensiunea tipic modernă între poziția creștină, cu toate nuanțele ei, vom vedea aici o pregnantă marcă ortodoxă a viziunii dostoevskiene, este adevărat, omul vine dintr-o lume marcată de creștinismul răsăritean, și, pe de altă parte, spunea viziunea atee secularistă a modernității radicale. Trebuie să spunem că dacă nu suntem conștienți astăzi că aceleași bătălii se dau în școlile noastre, în universitățile noastre, ne facem iluzii.
Dacă dumneavoastră credeți că un tânăr care face astăzi un masterat la SNSPA, sau dacă credeți că un tânăr care face astăzi chiar un masterat la London School of Economics, sau dacă dumneavoastră credeți că un om care face studiile chiar și la, nu mai spun niște universități cum ar fi Berkeley, California, dar chiar și la o universitate care ar putea să fie neutră, nu știu, Oxford sau Cambridge, dacă dumneavoastră credeți că ei sunt străini de aceste idei, vă înșelați. Inteligenția occidentală astăzi consumă, poate cu, mă rog, cu alte cuvinte, da? Aceleași idei, în marea lor majoritate. Poate că aceste cuvinte se pot schimba. Poate astăzi avem postmodernism, nu mai avem anarhism, da? Dar tot o afirmare a lipsei de structură și de unitate a lumii, nu? Se produce în discursul postmodern ca și în discursul anarhist. Deci, Dostoevski are geniul să capteze, să audă ceea ce n-audă alții. Și de asta mie mi-a plăcut foarte mult cartea lui Joseph Frank, care este cel mai bun biograf al lui Dostoevski. Este o carte care ar trebui tradusă în România, pentru că eu consider că într-o țară predominant ortodoxă, Dostoevski și Solzhenitsyn trebuie să mult mai bine cunoscuți. E bine, Joseph Frank, profesorul de la Stanford, scrie 5 volume, iată ultimul volum, se intitulează The Mantle of the Prophet, Mantaua Profetului. Cu o trimitere la Gogol, nu? Din mantaua lui Gogol s-au născut toți mari scriitori ruși. În orice caz, Joseph Frank înțelege că vocea lui Dostoevski este vocea profetică. Ce este un profet? Este cel care sesizează inerția structurilor tradiționale, incapacitatea lor de a performa, incapacitatea lor de a se reforma și care, în plus, anticipează viitorul. Geniul absolut al lui Dostoevski. De asta cred că a meritat să veniți în seara asta. Și de asta vreau să vă spun lucruri cu adevărat noi. Geniul absolut al lui Dostoevski este să fie anticipat cea mai sângeroasă revoluție politică a secolului 20. Omul acesta, printr-o perspicacitate ieșită din comun, a văzut cum ideile au consecințe. Și nu orice fel de consecință, ci consecințe dramatice. Ok? Nu întâmplător, un om precum Joseph Frank și-a dedicat 40 de ani redactării unei biografii. Să-ți petreci 40 de ani de viață ca să scrii biografia, viața, la rândul tău, la viața unui mare geniu, chiar merită și, repet, mi s-ar părea important să fie tradus și la noi, să ne întoarcem un pic la primul său roman. 1866. Raskol în limba rusă înseamnă? Răscoală. Revoltă. Revoluție. Deci cuvântul Raskolnikov, substantivul, numele propriu Raskolnikov, ne spune din start despre ce este vorba. Este vorba de un tânăr de 21 de ani. Nu? Care vine din Urziceni și stă în Berceni, nu? Putem spune așa, în chirie. Nu e chiar așa, dar aproape așa. Tânărul acesta stă în chirie la 21 de ani, fiind foarte sărac, având o soră și ea lipsită de resurse, care soră trebuie nu să se căsătorească din dragoste, ci să se căsătorească oarecum obligată, nu? De circumstanțele materiale sumbre, să accepte mariajul cu un personaj Lusin, mai degrabă detestabil. Acest tânăr care este student în drept, foarte interesant, deci care se ocupă de studierea ordinii constituționale a unei țări, este lovit de ceea ce țineți minte că am discutat data trecută, de acest demon al egalitarismului invidiei. Deci nu doar al invidiei, nu? Ci al egalitarismului. Și ce spune el? Dom'le, femeia asta, bătrâna asta la care stau în chirie, n-are doar o casă, domnule, în chirie. Are două, trei. E o analfabetă, sau în orice caz, abia știe să numere și să citească. Este un parazit social. Ea nu știe să se gândească la marile teme filozofice. Ea nu știe să analizeze marile texte ale lui Marx sau Engels. Parafrasez, da? Ea este o exploatatoare, domnule. Ea mă extorchează pe mine de bani. Dar de ce ar fi ea mai brează decât mine? Și în orice caz, de ce m-aș opri la gândul acesta că iar putea într-o zi să nu mai fie? Și în mintea acestui student,
care suferă de, de această boală care se numește delirul de grandoare, care din când în când se imaginează, și știți că sunt foarte mulți oameni care se imaginează. Orice. În cazul lui Raskolnikov, el se imaginează ca fiind Napoleon. Dacă stai și faci un pic de politică, îți dai seama după 5 ani de politică că mulți se imaginează multe lucruri. Da? Asta și pentru că, apropo, ca să fac o mică paranteză, nu neapărat autobiografică, e plină piața de oameni care au nevoie de cât un mântuitor, de cât un erou, da? De cât un Avram Iancu. Și trebuie să le satisfaci așteptările și să iei calul alb și să te plimbi un pic prin imaginația lor ca să le dai această satisfacție. Deci există o presiune uriașă ca astăzi, ca și acum 200 de ani, să mai joci câte un rol al celui care, sigur, când l-a jucat, a mers pe cruce. Dar, revenind puțin, acest delir de grandoare îl face pe rusul dezrădăcinat și de-al minteri ingrat. Pentru că vă puteți imagina că erau mult mai mulți oameni în Rusia la acea oră care nu își permiteau să trăiască în Petersburg, care nu aveau acces la o bibliotecă, care nu aveau acces la literatură în limbi străine. Și cu toate acestea, nu orice rusnac se gândea să îl ucidă pe cel de lângă el. Și totuși, în mintea lui Raskolnikov, a lui Rodion Raskolnikov, apare acest gând care se sedimentează, care capătă tot mai multă realitate. Aici putem face o trimitere la textele filocalice despre fenomenologia ispitei, cum gândul la început vine ca o momeală și se lasă mușcat când după ce ai început să ai parte de învoială. Deci când gândul a fost acceptat și ai învoit gândul acela să se însoțească cu mintea ta, după aceea l-ai digerat, după ce l-ai digerat, fapta a fost făcută în minte și după ce a fost făcută în minte, e doar o chestiune de acțiune ca ea să fie și să vorbește în exterior. Ei bine, Raskolnikov, care nu are acces la această fenomenologie filocalică a ispitei, care nu știe să înțeleagă cum trebuie să filtrezi gândurile, care nu pune un antivirus, un sistem de antivirus în zona lui de interacțiune cu ideile venite din afară, acest Rodion Raskolnikov pur și simplu hotărăște într-o bună zi să o ucidă pe bătrâna extorcatoare, nu? Zgârcită, lacomă, care nici nu știa ea cât suferă sora lui. Pentru că tot timpul poți să invoci un soi de argument nobil pentru fapta ta reprobabilă. Iar pentru Raskolnikov, argumentul este foarte simplu. Eu nu fac asta pentru mine. Eu vreau să o salvez pe fica, pe sora mea, de la un mariaj nefericit. Sora se numea Dunia și în felul acesta ia un topor, pătrunde în camera unde se află această femeie bătrână, care nu era însă singură, ridică toporul, o lovește, o ucide, numai că lângă această bătrână se afla o altă femeie, Lizaveta, care avea o relație de rudenie cu bătrâna, și Rodion Raskolnikov comite în doar câteva secunde un dublu omor, o dublă crimă. Deci intenția lui este una, să scape de femeia parazit. Realitatea este alta. Da? Ucide de două ori. Am putea spune, nu? Sângele nevinovat curge de două ori în acel apartament. Și aici apare momentul psihologic de surpriză totală, cel puțin pentru actorul principal. Pentru că el credea că se cunoaște pe sine. Și mulți filozofi cred că ei se cunosc pe sine. Și ei au iluzia asta că ei au înțeles cine sunt. Chiar de vreme, la 18-20 de ani. La întrebarea, tu știi cine ești? Ei spun, da, sunt un revoluționar, sunt un erou. Dar el, care credea că este stăpân pe sine, că este un übermensch, atenție, suntem de vreme în discuția despre nihilism. Foarte de vreme. Deci nu a apărut textul lui Nietzsche despre supraom. N-au apărut comentariile lui Friedrich Nietzsche despre cum moartea religiei tradiționale creștine va da naștere unei noi etici. Dar relativismul moral despre care am vorbit data trecută îl captivează pe Raskolnikov, pentru că el spune așa: mari eroi ai istoriei. Încă o dată, țineți minte ce am spus data trecută. Țineți minte că vorbeam despre modernitatea care face din istorie cu I mare un idol pe care îl tămâiază în fiecare dimineață. Știți că noi am vorbit data trecută despre atâția actori politici care astăzi vin și spun
că istoria i-a pus pe ei să facă, să dragă. Emmanuel Macron a spus că istoria a fost într-un fel triumfătoare la alegerea lui. Tot timpul ei folosesc istoria ca un soi de argument teologic. Emmanuel Macron a făcut asta, sigur, nu mai vorbim despre Barack Hussein Obama, care a spus că atunci când vine momentul să-l alegi pe el, vei avea parte de o epifanie, că o rază de soare va pătrunde prin chiar cabina de vot și că acea rază de soare îți va arăta să votezi direct pe Barack Hussein Obama. Atât de importantă și revoluționară este alegerea lui, a lui Barack Obama, în cronologia asta Statelor Unite. Deci oamenii folosesc istoria ca pe un pretext. Ori, cel mai bun exemplu de delir al grandorii îl vedem și la Napoleon, care a fost totuși o brută, să nu uităm acest lucru, deși un geniu militar a fost, neapărat trebuie să spunem lucrul ăsta, a fost o brută de dimensiunile poate al unui Hitler, dacă nu exagerez cumva. Citiți cartea lui Victor David Hansen și poate să-mi dați dreptate, sau mai sunt alte cărți, 10 comandanți de Barry Cooper. În orice caz, acest personaj care se visează Napoleon, vorbind despre Raskolnikov, are un delir de grandoare și spune așa: cel care e chemat să facă istorie poate suspenda legile morale. Deci, dintr-o dată, autonomia subiectului, care este principala revendicare a modernității. Ce spune modernitatea? Eu sunt autonom. Ce înseamnă să fii autonom? Eu îmi sunt mie însumi lege. Nomos înseamnă lege. Deci nu mai ești teonom, nu mai depinzi de Dumnezeu. Legea nu izvorăște din tablele legii lui Moise. Da? Am spus, legea nu izvorăște din tablele legii. Deci legea morală sau comandamentele nu mai izvorăsc dintr-o revelație pe muntele Sinai, ci sursa moralității este propria ta conștiință, nu? Spune modernitatea, iar aici conștiința este un alt element cheie. Conștiința lui Raskolnikov se naște ca o penumbră a sentimentului vinovăției. Deci conștiința nu se activează în clipa în care el săvârșește crima, ci numai după ce a făcut. E foarte interesant. Conștiința morală se naște la Raskolnikov imediat după ce el a săvârșit crima. În fața imaginii, nu? Celor două bătrâne năclăite în sânge, Raskolnikov are experiența lui Brutus. Sigur că Brutus s-a gândit că va ucide un cezar în numele ideii republicane și până la urmă a făcut-o tot din rațiuni, să zicem, politice, nu personal. Și sigur că Raskolnikov are și dimensiunea ideologică și dimensiunea personală. Deci le amestecă. Pe de o parte e soră sa, care chipurile îl cheamă în această luptă de clasă, și e pe de altă parte ideologia supraomului. Dar, foarte interesant, după ce ai săvârșit păcatul, crima, numiți-o cum vreți, orice caz, păcatul de moarte, cazul acesta, în fața acestei evidențe, anume că tu ai curmat viața, conștiința te cheamă. Și ne întoarcem la puterea textelor vechi, Cain și Abel. Și Dumnezeu întreabă pe Cain: unde este fratele tău Abel? Și ce răspunde Cain? Câtă viclănie, cât și retlic. Dar ce sunt eu? Păzitorul fratelui meu? Deci tupeul, obrăznicia, e aproape întotdeauna ceea ce, sentimentul care însoțește crima. Revenind, în fața acestei imagini, conștiința se trezește. Deci conștiința te interpelează. Puteți să notați chestiunea asta ca fiind importantă. Deci antiteza la materialism, la orice formă de materialism, este fenomenul conștiinței morale. Stați de vorbă cu oameni care spun că sunt atei, întrebați-i ce anume izvorăște în sufletul unui om simplu sentimentul de remușcare. Ce anume îl face pe el să regrete? Ce anume l-a făcut pe fiul risipitor să se oprească din această jinduire a roșcovelor, din această însoțire cu cei străini într-o țară îndepărtată, străini de casa tatălui? Ce anume îl face pe el să-și revină în sine, cum zice textul? Și la întrebarea asta, ce este conștiința, încă nu avem un răspuns. Ce este conștiința? Este accesul la adevărul ființei, am putea spune. Dar de multe ori accesul la adevărul ființei nu este deschis
sufletului omenesc decât după ce s-a consumat iremediabilul, nu? Act al uciderii, nu? Simbolice sau nu. În cazul nostru e chiar fizice, da? Deci, trebuie să se întâmple, din păcate unor, o catastrofă ca această conștiință să se trezească. Deci Dostoevski în textul acesta, în coadă, frații, în Crimă și pedeapsă, sugerează că prima pedeapsă pentru Raskolnikov este remușcare. 9 zile durează, vă dau acum din roman, trebuie să-l citiți. Câți dintre noastre l-ați citit? Deci pot să fiu verificat. Bun. Deci 9 zile durează procesul de deliberare lăuntrică. Să mă predau sau să nu mă predau. Era simplu, te predai poliției și îți primeai pedeapsă și la revedere. Eventual primeai, cum se dă astăzi, cu, nu cu suspendare, dar așa, cu un pic de iertare, primeai mai puțin ani de sentință. În orice caz, el este parte din acest proces și se trezește mult mai uman decât credea că este. Deci revelația crimei este următoarea. Omul e mai menschlich, cum spunea Nietzsche, e mai uman decât el poate să creadă. Omul cu inima de oțel se vede pe sine îngenunchiat de propria lui faptă. Monstrul care putea să ucidă cu sânge rece, așa credea despre sine Raskolnikov, printr-un exercițiu de dedublare. Că ce faci atunci când te apuci să calculezi pașii? Nu, el deja și-a luat securea, a făcut niște pași și începea să facă un calcul pentru a executa perfect lovitura. El ce căuta în acele secunde care îl despărțeau de crimă? El căuta o detașare totală față de inima plină de compasiune pe care creștinismul, în mod special, nu? I-o formase. Tu când ești crescut și format într-o etică creștină, ești învățat în primul rând, nu? Să-ți fie milă. Cuvântul ăsta, milă, compasiune, un cuvânt esențial. Esplachnia tu zeu, cred că este un termen grecesc, dar care e foarte puternic, fiindcă el, în ebraică, cuvântul acesta trimite spre măruntaiele lui Dumnezeu, spre rărunchii lui Dumnezeu. Vă dați seama? Deci evreii, ca să exprime starea asta de compasiune, ei folosesc o imagine fiziologică puternică, rărunchii. Da? Deci din toate încheieturile, din toată suflarea ta, din toată intimitatea corpului tău, nu se enunță acest strigăt, da, de compasiune când vezi o victimă, când vezi un copil mort, când vezi un cal mort, când vezi un nevinovat, da, răpus la pământ, inima ta, dar nu numai inima ta, rărunchii, toate măruntaiele tale sunt mișcate. Și textul nou testamentar și vechi testamentar este fabulos. E o carte a lui Oliver să nu greșesc, nu e al Oliver O'Donovan, este al lui Oliver Davis, cred că o carte care se numește Theology of Compassion, Teologia Compasiunii. Și interesant că între creștinism și budism există o relație, budismul pune la fel de mult de accentul pe compasiune. Da? Printre puținele religii, de fapt, sunt doar două religii care dezvoltă ideea monahală. Tradiția monastică există în doar două religii. Islamul nu are monahism, cu excepția ordinului sufi, care nu e neapărat monahal. Deci budiștii și creștinii au călugări. Și în tradiția contemplativă budistă, nu intrăm acum în detalii, noțiunea de compasiune este foarte puternică. Da? Deci ce înveți tu când ești creștin? Să ai compasiune. Ce face supraomul? Ce face acest übermensch? Ce face Raskolnikov? Își suspendă sentimentalismul, își înfrânge pornirea către compasiune. Levinas spunea că fața celuilalt este ceea ce te interpelează. Că fața celuilalt înscrie în rezumatul privirii, nu? Tot comandamentul etic al tradiției iudeo-creștine. Cu alte cuvinte, când îl privești pe celălalt, ultima lui privire către tine e un strigăt. Și atunci când te apropii să-l ucizi, nu? Slavă Domnului, n-am fost niciodată în situația asta, dar mă gândesc că atunci când te apropii să-l ucizi, primul lucru pe care îl faci tu, ucigaș, este să nu-l privești. De altfel, știți că uneori pe eșafod li se punea, nu, o mască pe față. Ca tu să nu fii interpelat de privirea lui. Că,
Că el strigă prin ochi, nu neapărat prin cuvinte. El strigă și te interpelează moral și te imploră, da, existențial, să nu mă ucizi. Da? Bătrâna aia, în fața lui Raskolnikov, a strigat. Și el ce și-a spus în clipa aia? Nu vreau ca inima mea să fie zdrobită de această slăbiciune, nu? Ce spuneau naziștii? Nu mai vreau să ascult Führerlise de Beethoven, fiindcă îmi topește inima. Da? Deci ca să fii criminal cu adevărat până la capăt, tu trebuie să eviți întâlnirea cu acea tradiție culturală sau spirituală sau artistică care a făcut din omul european mai puțin o fiară și mai mult, sigur, un înger. Și asta este, de fapt, lucrul cel mai important pe care trebuie să-l reținem. Creștinismul s-a născut în această cultură europeană pentru a atenua asperitățile, da? Dar chiar și brutalitatea, aș spune, comportamentului public al omului grec și roman. Romanii puteau să lase un copil abandonat la răscruce de drumuri și făceau lucrul acesta. Dacă copilul nu era revendicat de nimeni, să nu credeți că ei aveau neapărat această instituție a azilului. Nu exista neapărat instituția azilului. Puteau să moară copiii pe marginea drumului până, sigur, când a apărut creștinismul, care s-a exprimat cu această compasiune universală față de văduve, față de copii, în primul rând. Și apoi și față de bărbați și față de tineri, dar în primul rând față de cei care sunt astăzi vulnerabili. Și în etica noastră postmodernă chiar mai găsim vestigi, urme ale creștinismului în această sensibilitate specială pe care noi avem față de cei, nu, mai degrabă marginalizați. Și ce mai face creștinismul, dacă țineți minte, da, după câteva secole, oprește jocurile de gladiatori. Luptele de gladiatori nu mai sunt permise în Coloseu. Pentru că, țineți minte, discutam și data trecută, era o reală plăcere pentru romani să se uite la cum anume diferiți sclavi se ucideau între ei sau foști comandanți de oști din armatele adverse. E bine, chestiunea asta se schimbă fundamental. Novalis are un eseu fabulos, Novalis, da? Faimosul romantic german, despre cum anume creștinismul a schimbat sensibilitatea Europei. Și pe mine mă întristează faptul că astăzi nu se recunoaște acest fapt, ca fiind unul istoric. Încă o dată, domne, au fost cândva jocuri de gladiatori? Da, au fost. Mai sunt? Nu mai sunt. De ce? Pentru că a fost inacceptabil de la un punct încolo să fii civilizat, pe vremea lui Justinian cel puțin lucrul acesta a fost complet eliminat, nu mai puteți să fii om civilizat și să participi la asemenea jocuri. Pentru că jertfa euharistică a înlocuit jertfele mitraice și cultul sângelui. Nu știu dacă știți, da? Intrai într-un templu mitrai, te așezai undeva în pântece la acelui templu și tu, dacă doreai să fii inițiat, te trezeai cu sângele cald, da? Care cobora așa cu viteză din gâtul, din gâtlejul unei vite, a unui taur sau unui boul. Și erai inundat de acel sânge. Pentru a avea experiența întâlnirii cu spiritul animalic și un fel de inițiere de asta în ceea ce înseamnă spiritul hctonian. În orice caz, Eliade explică chestia asta. Toată lumea aceasta, care era foarte, foarte pământească, foarte aproape de sânge, da? Se schimbă prin creștinism, care spiritualizează totul și înlocuiește jertfele de sânge, inclusiv ale templului iudaic, ca să nu mai spunem jertfele păgâne, cu jertfa euharistică. Și în fiecare duminică, astăzi, dacă mergi într-o biserică tradițională, ortodoxă sau catolică, sau chiar, poate chiar în fiecare zi, vei vedea că această jertfă de sânge a fost înlocuită printr-o jertfă de tip spiritual. Ne întoarcem, da? În fața sângelui, Raskolnikov are această tresărire de conștiință. Deci, e foarte important să vedem ce s-a întâmplat cu sufletul lui și cu mintea lui. El are o remușcare. Pedeapsă. Crimă și pedeapsă. Care e pedeapsă? Să fii urmărit de fapta ta. O viață întreagă. Și sunt oameni care mărturisesc. Și vom vedea apoi despre Zosima, ce anume scrie Dostoevski. Care mărturisesc, deși au spovedit un păcat, deși s-au eliberat formal de el, da? Că încă n-au uitat ce au făcut la 20 de ani. Sunt mame, iertați-mă care pot să spun lucrul ăsta, ăsta e stilul meu foarte controversat, sunt mame care spun că au făcut un avort și că uneori văd chipul unui copil, unui prunc, pe care nu l-au avut de fapt, pe care puteau să-l aibă. Sunt asemenea mărturii. Nu vreau să tulbur pe nimeni zicând asta, dar e un fapt, da? Că gesturi, practici, sigur,
păcate pe care cândva le-ai făcut, te pot urmări o viață întreagă. Și pedeapsa, da, este imanentă, nu este, atenție, una strict, da, eschatologică. Da? Deci noi avem această viziune, Domnule, ok, pentru faptele săvârșite vei plăti, da? Vei fi pedepsit undeva, nu de Dumnezeu, în veșnicie. Stai, spune Dostoevski, da? Până acolo, mai e ceva care te pedepsește. E conștiința, de umbra căreia nu poți să fugi niciodată. Deci, ce face Dostoevski, ca să încheiem prima expunere și să ne apropiem și de a doua, ce face Dostoevski este să arate că banii la care râvnea Raskolnikov nu te eliberează, ci te fac sclav dacă tu începi să-i râvnești. Nu? Iubirea de arginți, nu? Este pricina tuturor răutăților, spune apostolul. Atenție, foarte important, nu banii în sine, ci iubirea lor. Da, banii sunt absolut necesari pentru orice, chiar și pentru un curs. Trebuie să plătim și noi aici diferite lucruri, da? Evident. Dar iubirea de bani e problematică. De ce? Pentru că tu trebuie să iubești aproapele, omul, pe Dumnezeu, persoana. Nu iubești niște lucruri care sunt trecătoare, da? Peste care imaginea cezarului a fost ștampilată. Nu! Tu trebuie să iubești omul și banii îi tratezi cu doar responsabilitate, cu un soi de detașare spirituală care îți permite și luciditate. Inclusiv luciditatea operațiunilor economice. Când ești prea împătimit de bani, începi să faci greșeli, iar Raskolnikov face cea mai mare greșeală, anume ucide. Monstrul care se umanizează după ce a săvârșit fapta, întâlnește principiul feminin. Deci al doilea lucru cu care noi plecăm din analiza acestei superbe cărți pe care mărturisesc că am citit-o la 16 ani și care m-a tulburat teribil, probabil că ăsta a fost un element esențial în devenirea mea, în planul ăsta al credinței. Deci, monstrul se întâlnește cu Sonia, care Sonia este, ca la Dostoevski, totul e cu tâlc, prostituată. Și ce fac farisei? Primul lucru pe care îl fac. Pun etichete. Asta fac farisei. Da? Curva asta, prostituata asta, da? Cu care se întâlnește Raskolnikov, criminalul. Ce poate să se nască bun într-o întâlnire ca aceasta? Iertați-mă, vă pun așa direct întrebarea. Când, da? Când un criminal, când un ucigaș se întâlnește cu o curvă, ce se poate naște din asta? Păcatul, am spune, cu toții am spune, nu? Și Dostoevski spune, nu. Mântuirea, redempțiunea, salvarea se naște din această întâlnire improbabilă. Pentru că Sonia este prostituată, cum atâtea fete din Moldova sunt astăzi prostituate, din rațiuni materiale. Numai că ea are, ce are supernă? Evanghelia. Și ce-i citește lui Rodion? Ține minte cineva? Hai că ne apropiem de moment. Îi citește pasajul cu învierea lui Lazar. Țineți minte când sâmbăta mare, deci înainte de sâmbăta mare, da? Cu o sâmbătă înainte, da? Înainte de Florii. Țineți minte că v-am spus, da? Raskolnikov citește învierea lui Lazar când Iisus lăcrimează pentru prietenul său, cum nu o face niciodată înainte, sau aproape niciodată, părintele mă poate corecta, el citește învierea lui Lazar ca pe o chemare la pocăință. Și ce face Raskolnikov? Se duce în răscrucea drumurilor. Cade la pământ. Dostoevski are tot timpul această dimensiune cosmică. E un creștinism cosmic. Nu e un creștinism, iertați-mă, protestant. Mă iertați cu scuzele de rigoare. Nu critic nicio formă de creștinism. Doar explic, da? Deci nu este un creștinism livresc, da? Nu-și dă cu Biblia în cap. Nu! El se pune în genunchi și se prăbușește cu brațele deschise într-o formă de cruce. În inima pământului se duce lacrima lui și el de acolo, nu? Se trezește, se ridică, da? Înviat, precum Lazar, care putrezea, care mirosea, care avea o duhoare după 4 zile. Și cine îl înviază pe el? Sonia! Sonia este agentul și foarte important, principiul chiar, feminin al salvării. Aici mai târziu vom întâlni discuțiile între Dostoevski și Soloviov, un alt ins remarcabil al Rusiei de secolul XIX. Eu nu înțeleg mai nou de ce e la modă să scuip pe tot ce înseamnă cultura rusească. Chiar nu înțeleg pe oamenii ăștia,
care ignoră giganți ai gândirii teologice și literare și filozofice. Unul dintre acești giganți, prietenul lui Fyodor Mihailovici, a fost Vladimir Soloviov, întotdeauna preocupat de rolul acestui principiu feminin. Sofia, pentru Soloviov, Sonia, pentru Dostoevski. Deci, foarte tare. Foarte tare. Mântuirea este posibilă. Pocăința o face ca urmare a îndemnului. Deci nu un preot l-a făcut pe Raskolnikov să se pocăiască, ci dragostea necondiționată a acestei femei. Păi el era de plâns. Bine, a mai fost un mare geniu care s-a îndrăgostit de o prostituată. El se numea Van Gogh. Nu știu dacă ați știut povestea lui. Merită citită. Da? Dar, deci, foarte interesant. Tu, criminal fiind, când te apropii de o prostituată, ce-ți poți spune? Dom'le, asta e mai puțin păcătoasă decât mine. Dar eu nu sunt. Și deci eu nu sunt vrednic de dragostea ei. Oricum ea nu e îndrăgostită de niciun bărbat cu care se culcă, nu? Ai o operațiune mecanică. Nici o legătură cu sentimentele, da? Și acum o să vă fac o mărturisire șoc. Nu? Că trebuia să vă dau și lucruri absolut imprevizibile. Într-o bună zi, student la filozofie fiind în anul 4 la Cluj, mă întâlnesc cu un tip care avea o privire tulburată. Mi-era foarte drag. Îl știam din biserică. N-am să-i spun numele, fiindcă el este astăzi profesor universitar. Mare profesor universitar. Și zic, salut, ce faci? Nu atât de bine ca tine, nu? Eu tot timpul știam să eman această fericire exterioară aparentă. Și zic, domnule, de unde vii? De la duhovnicul meu. Am simțit că e tulburat și am zis, povestește. Eram la doi pași de centrul cultural francez din Cluj, cine știe puțin geografia Clujului, și la 3 minute de sala Bogrea de filozofie de la Universitatea Babeș-Bolyai. Și omul plin de simțire se uită la mine și spune, Mihai, dacă îți spun ce mi s-a întâmplat, nu o să mă crezi. Și zic, spune, personaj dostoevskian. Zice, eu am un duhovnic atipic. Bine, zic, mă bucur. Dar ce ți-a zis? Zice, la cât de pătimași sunt, mi-a zis următorul lucru. Orice îi face, înainte de a face, sună-mă. Orice! Absolut orice! Zic, băi, și când de pildă vrei să te îmbeți, îl suni înainte? Da, zice, am dezlegarea asta să-i spun orice. Și chiar binecuvântat. Omul se duce să se îmbete, îl sună, era un preot care slujea și la o mănăstire, părintele încearcă să-l întoarcă din drum, dar starea lui de depresie era totală, da? Deci era un om foarte, foarte încercat de duhul tristeții, omul despre care vă vorbesc. Consumă, da? Alcool, dar nu se oprește, că e întotdeauna o înlănțuire, nu se oprește aici. Și mă iertați, o să fiu foarte direct, exact cum mi-a spus el, așa să vă spun și noastră, și zic, după aia ce ai făcut? Era soldat în armata română. Deci era soldat, capitan în armata română. Și am zis, băi, sincer, am vrut să mă sinucid, dar înainte de a mă sinucide, și nu este singurul soldat care mi-a spus lucrul ăsta, au mai fost soldați britanici care mi-au făcut mărturisirea asta, înainte de a muri, foarte mulți soldați au acest instinct foarte puternic sexual care îi face să-și dorească, da, un moment de maximă intimitate cu o femeie. Nu înțelegem de ce exact, dar așa se întâmplă. Și ăsta îmi spune, am vrut să mă duc să mă sinucid, dar înainte am vrut să merg la casa de toleranță, la prostituată. Și zic, și ce ai făcut? Nu? Păi ce m-am dus? Da? Duhovnicul nu mi-a mai răspuns la telefon, deci m-am dus și zice, când m-am întâlnit cu cea cu care vrea să mă întâlnesc, aia m-a simțit din prima. Și zic eu, bun, și ce ți-a zis? La care el spune, dom'le, am avut o tristețe probabil pe față, încât ea mi-a zis, domnule, zice, ce e cu tine? Tu n-ai venit aici pentru ceea ce vin 90% din bărbați. Ești foarte trist. Și ăsta își spune povestea și ea zice așa, poveste adevărată, da? Prostituata româncă îi zice așa, toată suferința ta nu se compară cu ce trăiesc eu în fiecare zi. Și uite-te la mine în ce jalnică stare sunt. Cu toate acestea, cu tot ceea ce fac în fiecare zi, eu cred că pentru mine a murit pe cruce un mântuitor. În momentul în care prietenul meu spune, Doamne, dacă ești într-un bordel, tu îmi vorbești, înseamnă că existi.
Și au mai stat ce au mai stat de vorbă. Nu s-a consumat absolut nimic în afară unui dialog dostoevskian absolut unic. Și omul pleacă de la bordel întărit în credință. Se întoarce la duhovnicul lui și își face spovedania și încearcă să ia pe drumul cel bun. Astăzi, omul despre care vă vorbesc este profesor de teologie. Ok? Personajele de Dostoevski sunt personajele zilelor noastre. Dacă voi vă imaginați că suferința nu există doar pentru că pe Instagram vedem zâmbete inflaționare, dacă voi credeți că nu mai există durere și depresie doar pentru că oamenii postează pe Facebook exclusiv experiențele lor abracadabrante din excursii și tot soiul de alte aventuri, vă înșelați. Cantitatea de suferință în zilele noastre este uriașă. Valea plângerii traversează inima a milioane de oameni, de compatrioți, iar Dostoevski a avut geniul, în primul rând, să se uite un ochi deschis la ceea ce se întâmplă în inima unui om. Și să meargă până în adânc, și acest adânc, adânc pe adânc cheamă, spune noi așa, psaltirea, acest adânc cheamă noi adâncul. Când te duci însoțit de Dostoevski, da? Nu? Precum Dante însoțit de Virgil, spre tărâmul ăsta al infernului, începi să înțelegi mai mult despre umanitate. Deci acesta este darul pe care Dostoevski ni l-a făcut, de a vedea contradicțiile supreme ale naturii umane. Omul nu este decât un mănunchi de contradicții. Omul nu este un soi de agent linear al unei perfecțiuni de ordin material. Omul nu este un agent al progresului nedefinit sau indefinit. Cum își imaginează unii. Pune-l, domnule, ca pe o, cum să spun eu, ca pe o bilă mecanică, pune-l, nu, pe un drum și de acolo nu se va abate. Fals, da? Omul are liber arbitru. Omul are puterea de a se întoarce spre Dumnezeu prin pocăință și principiul ăsta revine la Solzhenitsyn în scrierea lui de mai târziu, principiul ăsta al pocăinței. Repet, absolut esențial pentru cei care au încălcat morala tradițională, pentru cei care au luat darul vieții, care este darul suprem, da? Păcatul lui Raskolnikov a fost că a atentat la ceea ce omul nu poate produce. Omul nu poate da viață. Singur. Și uneori poate să-și propună, inclusiv un bărbat și o femeie, să dea viață și uneori nu se întâmplă. Viața este un dar, da? Și în orice caz, n-ai voie să te atingi tu, ființă creată de darul vieții, care este darul demiurgului, necreat, și de aceea pocăința este absolut esențială pentru cei care au atins, în primul rând, acest dar sacrosant, nu? Al vieții. Ok? Cu asta am încheiat introducerea în universul dostoevskian, în care crima, încetul cu încetul, da, face parte din viața cotidiană a Rusiei. O să vedem mai târziu cum în doar câteva decenii crima este instrumentul principal de lucru în viața politică a Rusiei. Da? Dar acum stăm doar și contemplăm, repet, această luptă între conștiința individuală a lui Raskolnikov și iluzia că faptele nu au consecință. Cum comentați prima parte? Haideți să luăm câteva întrebări pe partea asta și după aia mergem mai departe. Ce vi se pare interesant în toată povestea asta? Ce vi se pare fascinant? Ce vi se pare tulburător? Mi se pare extraordinar faptul că se întâmplă lucrul ăsta care este extrem de improbabil, și anume pocăința. Întoarcerea. Toate celelalte, să zic, în ziua de astăzi, ne deschid mintea spre un și mai mare haos, spre o și mai mare decădere. Dar cartea asta ne pune în fața unui lucru care este improbabil din punct de vedere omenesc. Și asta te oprește. Deci, principiul pocăinței e un principiu fabulos pe care îl descoperă în plină modernitate Dostoevski, acolo unde toți ceilalți au o gândire mecanicistă în care omul, repet, nu este decât un atom, da? Și adesea prin această prezentare a lui ca atom, el își pierde atributul acesta divin al libertății. Deci fundamental, Dostoevski, cum bine spuneați, sublinează darul fantastic al libertății de care omul dispune, spre deosebire de toate animalele, care darul libertății îl
îl face să poată alege cu câteva secunde înainte să se pocăiască sau nu. Deci Dostoevski știa că i s-a dat o clipă, o secundă doar, înainte ca plutonul de execuție să tragă, să se pocăiască în cugetul său. Dostoevski știa că tâlharul de pe cruce, da, unul dintre ei, că au fost doi, da, a ales și fără prea multe condiționări, Iisus i-a spus, astăzi, nu mâine, astăzi vei fi cu mine în rai. Da? Nu i-a spus dacă vei face nu știu câte pomenice, nu, a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Darul necondiționat al iertării, foarte frumos spus, darul necondiționat al iertării este mesajul, între altele, mesajul lui Dostoevski. Vă rog. Iar mi se pare contrastul dintre teorie, ideologie și realitate. Foarte bine spus. Cum mai este iarăși un zicală practica și teoria. În teorie, oamenii pot să o ia asta, cum vedem, foarte ușor. Deci, în teorie, tu poți să faci schița unei lumi perfecte. În teorie, tu te poți elibera de prejudecăți, nu? Ce spun oamenii astăzi, da? Că morala tradițională, că acest imperativ etic să nu ucizi, care este, by the way, parte din toate sistemele morale ale religiilor larg răspândite, nu? Se recunoaște lucrul ăsta, face parte din canonul ăsta de aur, din cele 5 parcă reguli de aur, se spune, această prejudecată, spun unii, poate fi suspendată atunci când trebuie să invoci o rațiune de ordin istoric, da? Și să nu uitați că secolul 20 a fost o perioadă absolut atroce, da, din istoria modernă, când suspendarea legii a fost constantă, da? Nu a fost excepția, ci constantă. Mai e o noțiune de care vreau să țineți cont. Carl Schmitt spune că suveran este cel care declară starea de excepție. În cartea mea, Povara Libertății, discut amplu, da, acest text al lui Schmitt, care justifică, de altfel, acțiunile lui Hitler. Și ce face suveranul? Da? Declară starea de excepție și, după cum am spus, luptele în jurul ordonanțelor, chiar și la noi, cam despre asta erau, nu? Luptele astea. Cine anume își permite să declare, să suspende, da? Să declare amnistia, de pildă, sau să suspende, da? Suveranul. Întrebarea este, cine e suveranul? Și discuția din România, iertați-mă, este între cei care spun suveranul este Parlamentul sau mai grav guvernul, și cei care spun, și cred că suntem mai mulți care spunem asta, poporul e suveran. Deci, măi băiete, tu ăsta dintr-un județ cu știm noi ce nume și cu ce istorie. Băi băiete, nu uita că suveran e poporul într-o democrație. Deci dacă vrei să schimbi ceva fundamental, întreabă-ne pe noi. Și după ce noi suntem întrebați, îți spunem, da? Ori, ceea ce este teribil astăzi în lumea modernă este că unii vor să declare, da, această stare de excepție fără să-i consulte pe ceilalți, da? Și ăștia sunt, de fapt, tiranii, da? Pentru că starea de excepție devine normă, regulă, ați înțeles? Și ce face Raskolnikov? El declară starea de excepție în raport cu o poruncă esențială, să nu ucizi. Nu? Numai că el își dă seama că nu este stăpân până la capăt, da? Nu este suveran. Suveranul absolut e, de fapt, însuși Dumnezeu, ok? Bun, alte întrebări? Să-și mai face o observație. Da, vă rog. Iar și interesant este modul cum și-a construit Raskolnikov toată ideea și toată concepția să se meargă spre un anumit fapt. Interesant că vedem asta și la mulți alții. Și care este buba în toate astea? Se pare că sunt multe, multe piese din pază pe care un om sau chiar și un grup de oameni le omit din greșeală, din neștiință. Și acele piese sunt foarte, foarte grele, care poate să dărâme tot raționamentul lor. Pur și simplu de-a dreptul cu, cum se și spune, construiesc casă pe nisip, casă pe loc mișcător. Observații, construim loc mișcător și în același timp avem în față, până începem, construim și până vine realitatea. Vântul, apa, inundațiile. Catastrofa. Și mă întreb, într-un final ar trebui să tragem și noi niște lecții, niște învățăminte, dar sper că vor fi trase. Același lucru s-a întâmplat și cu Raskolnikov și cred că s-a vrut și să prezinte și Dostoevski. Uite toată construcția lui, de fapt am putea să spun o să cantor, așa cum fac și cei din ziua de azi, într-o ideologie, deci e da, sigur. Și uite realitatea. Absolut. Realitatea a fost chiar vântul acela, spune, apa care a dărâmat tot. Absolut. Și faptul că
ignorăm lucruri care ce mai sunt detalii sau nu sunt importante. Uite, s-a întâmplat catastrofe cu rachete spațiale care au avut sistemul de reglare al bazat pe un soft care o virguliță a lipsit undeva și s-a dus totul vas, o virgulă. Deci nu am să spuneți așa, ca să închei și să se și audă, știți că nu se înregistrează. Da. Nu, spun doar și pentru peliculă. Deci, pentru pelicula video. Deci, nu am să spuneți așa, omul este failibil, fundamental failibil. Este înclinat spre eroare. Erare cum anum est, da? Perseverare, nu? Diabolic cum est. Deci, dacă tu nu ai conștiința failibilității, dacă ai această aroganță tipic modernă de altfel și tu crezi că din mintea ta tu poți să generezi un plan, o schiță de revoluție socială, de reforme, fără să ții cont de lecția trecutului, pe de o parte, adică fără să pui în aplicare principiul prudențial, da? Al experienței. Vedeți, conservatorii sunt totdeauna înclinați să îmbrățișeze experiența anterioară. Dom'le, nu m-am născut primul pe acest pământ. Înaintea mea au mai fost alții. Hai să vedem. Și de aici și reacția foarte diferită față de Revoluția franceză, apropo, a lui Edmund Burke, conservatorul irlandez, britanic, față de reacția lui Fichte, dar mai ales a lui Hegel și chiar până la un punct a lui Kant. Deci, europenii, mai ales nemții, se uită cu admirație la ceea ce face, până la un punct cel puțin, Revoluția franceză, în timp ce britanicii, care au această noțiune de experiență foarte bine înrădăcinată, da? Ei știți că au și sistemul ăsta al precedentului în judecata spețelor, dintr-un tribunal, în timp ce britanicii spun, stai, experiența ne arată că nu poți construi o societate de la zero. Ok? Și că tot ce poți să faci este să adaugi, da, la un șir de acumulări anterioare, nu? Să adaugi câte ceva, dar în niciun caz nu poți să schimbi radical, da, un sistem de guvernare. Dovadă că astăzi, la ora la care vorbim, în perspectiva anglo-americană, dar mai ales americană, Constituția n-a fost schimbată. Au fost amendamente, dar textul Constituției a rămas același de sute de ani. În timp ce la noi, sau nu mai spun în Revoluția, iertați-mă, Republica Franceză, textul Constituției s-a scris și s-a rescris de zeci de ori. Nu chiar de zeci de ori, de câteva ori în cazul Franței, în cazul Republicii Haiti, de 32 de ori. Ok? Deci, omul care nu are conștiința failibilității, omul care nu are umilință, că asta este o altă virtute despre care trebuie să vorbim, da? Omul care nu are umilința, adică atributul moral al celui care ascultă vocea înaintașilor, da? Cel care nu are conștiința apartenenței. Pentru că, iertați-mă, sunt aceste generații succedanee care cred că s-au născut astăzi și că n-a existat nimic înaintea lor, da? Deci cei care au memorie, spre deosebire de amnezii, pricep că este fundamental ca planul tău de viață, da? Să țină cont de durata scurtă. Dom'le, cu toții facem umbra acestui pământ câți ani? 60, 70, 80 de ești în putere. Oricum, viața e scurtă în cea mai lungă variantă ei. Prin urmare, tu, da? O mână de om, un petec de pământ, da? De lut, de humus. N-ai cum să te substitui sau n-ai cum să înlocuiești înțelepciunea achiziționată de la Solon, da? Constituționalistul grec, sau de la, eu știu, primii legislatori romani până astăzi. Deci 2000 de ani de istorie politică, 2000 de ani de istorie religioasă nu pot fi puși în paranteză. Forța tradiției, și cu asta ne apropiem de partea a doua a expunerii, forța tradiției în Dostoevski este următoarea. Tradiția este setul sau rezervorul, v-am mai spus și data trecută, dar îmi place să repet, rezervorul de intuiții morale, de intuiții. Nu de deducții, foarte important, deci de intuiții. Știi că e bine, știi că e rău. Vă fac aici o mărturisire. O mamă mi-a spus asta. Zice, domnul Neamțu, vine fiul meu de la școală, are 9 ani, și mă întreabă, mami, e ok să mă pup pe gură cu Cosmin, care este prietenul meu de la școală? Ok? Ce înseamnă asta? Că el, copilul, a fost supus, probabil, unei mici reeducări, chiar dacă într-o pauză scurtă, da? Care punea în discuție setul de intuiții morale al tradiției. Da? Ea acasă a reglat chestiunea și a dat un răspuns inteligent. Nu vi-l dau acum. Dar ce vreau să spun este că de fiecare dată când ție îți vine să reformezi, să schimbi, să dramatic, să rescrii comandamentele morale, trebuie să ții cont de trecut. Și tradiția, spuneam, este furnizorul nu numai de intuiții morale, ci de
aș spune, furnizor de cunoaștere tacită. Notați această expresie. Există cunoaștere explicită și există cunoaștere tacită. Cunoașterea explicită, nu mai puțin dacă îmi dați voie, cunoașterea explicită este cea din reguli, da? Este o regulă, sunt câteva reguli fixe pentru a deveni un bun pianist. Sunt câteva reguli pe care le urmezi ca să fii un bun, să spunem, înotător. Dar numai practicianul, numai pianistul care a făcut cele 10.000 de ore, da? Știe de ce, Glenn Gould, să spunem, da? Numai el știe de ce trebuie să facă o pauză cu 15 milisecunde mai lungă decât, eu știu, Dinu Lipati, da? Care a cântat înaintea lui, pe aceeași partitură. El are un simț dezvoltat, al șaselea simț, care vine din interiorizarea practicilor tradiției. Ce înseamnă asta? Că el a ascultat de sute de ori ce au făcut înaintașii până el livrează conținutul său original. Este originalitate, dar numai prin raportare la, dacă vreți, origini. Ok? Și acum, cunoașterea tacită este mai valoroasă decât cunoașterea explicită, fiindcă ea nu poate fi formalizată. De aceea, îmi permiteți să fac această comparație. În tradiția ortodoxă se pune accentul pe oralitate, pentru că adesea, sigur, poate să fie și o oralitate aberantă, da? Poate să se trezească unul să spună, au mai fost câțiva înregistrați pe YouTube recent, dar să spună ce vrea. Nu la asta ne referim. Ne referim la acea tradiție care nu e neapărat scrisă undeva, dar care este tradiția sapiențială, da? Transferată de la o generație la alta, care constituie textura morală a unei societăți. Da? Și la anumite întrebări, da, poate nu se răspunde public, dar se răspunde într-o relație personală intimă și vom ajunge la noțiunea de tradiție când vom descoperi rolul lui Zosima față de Alioșa. Da? Care tradiție, odată ruptă, odată suspendată, e greu de reconstituit. Vă dau un exemplu. Da? Sofian Boghiu, monah din Antim, aici aproape de noi, la București, l-a cunoscut pe Ioan Culâghin, care Ioan Culâghin a plecat persecutat de bolșevici din Optina Pustin. Optina Pustin era locul unde el a cunoscut, atenție, foarte important. Pe cine a cunoscut? Pe Ambrozie. Cine era Ambrozie? Nu l-a cunoscut personal, a cunoscut ucenicii lui Ambrozie. Cine era Ambrozie? Duhovnicul lui Dostoevski. Cine era Ambrozie? Modelul sau prototipul peste care Dostoevski a suprapus portretul lui Zosima. Deci, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, avem o tradiție de 150 de ani care începe în Rusia țaristă pe la 1860, chiar mai devreme, prin redescoperirea practicii rugăciunii lui Isus, care continuă, da, până în pragul Revoluției Bolșevice, care tradiție se mută în carne și oasă, adică un om pleacă de acolo și cu tot bagajul de cunoștință pe care îl are despre cum să te rogi, despre cum să vorbești, despre ce să citești, despre cât să mănânci și cum să mănânci. Tot bagajul de practici care constituie o spiritualitate. Că spiritualitatea înseamnă în primul rând practici. Vine și se oferă pe sine în 1941 sau 42 la Antim, timp de 7 ani. Câțiva, doar câțiva, au acces direct la Ioan Culâghin, Ioan cel Străin, care scrie și o carte de despărțire, adică o scrisoare comentată fabulos de Andrei Scrima, și unii dintre aceștia fac pușcărie, nu și Andrei Scrima care pleacă în India, unul dintre aceștia este Sofian Boghiu, care moare după Revoluție, nu înainte de a transfera conținutul lui de înțelepciune practică, foarte important, practică, unor ucenici. Deci ce se întâmplă cu tradiția? Tradiția nu codifică în primul rând, da? Ci ține vie o credință și o practică. Și rolul tradiției este esențial, da? În ceea ce înseamnă, am numit eu, textura morală a unei societăți. Vă rog. Maestru, da. După aia respectăm regula. Vă rog, cu mare drag vă ascult. După aia o să vreau să se respectă. Este vorba și de cunoaștere experimentală. Credeți că toate nebunile cu care vin cei de acum n-au fost în trecut? Ba da. Pur și simplu înviu, ei învie demoni care au ucis cultura și oameni într-o perioadă anume. Asta fac. Bineînțeles. Bineînțeles. Deci nu e niciun dubiu asta. Să vorbim despre asta. Acum, foarte important este să înțelegem, și cu asta mă opresc, că discuția despre ateism este în egală măsură o discuție despre tradiție și modernitate, da? Fără să cred, da? Fără să cred că tradiția se substituie discernământului personal vreodată, da? Fără să cred că tradiția poate înlocui
adeziunea intimă a mea, aici și acum. Și vom vedea ce spune Zosima, da? Fără să pun nici măcar tradiție cu tâ mare, sunt mai atent când fac lucrul ăsta. Da? Că nu vorbim de tradiție aici dogmatică. De, eu vreau doar să spun că funcția tradiției în artă, în cultură, în teologie, este esențială. Și că cine crede în ruptură și nu în continuitate, cine crede în uzurpare și contestare, nu în reverență și ascultare, este de cele mai multe ori agentul, da, dezastrului. Asta nu înseamnă că Martin Luther, de pildă, nu avea dreptul teologic, discutând strict teologic, să pună în discuție indulgențele. Părerea mea este că avea. Și chiar trebuia să o facă cineva. A făcut-o cineva, da? Deci nu punerea în discuție a unui set de convingeri eronate este problema mea. Nu faptul că ai curajul, da, să interoghezi este problema mea. Nu despre asta e vorba. Ci decizia ta de a nesocoti 300 de ani, 500 de ani, 700 de ani de înțelepciune este de cele mai multe ori riscant. Vă rog să citiți, mai ales pe cei care vă simt aproape de tradiția, de Biserica Evanghelică sau în orice caz de creștinismul neoprotestant, vă rog să citiți cartea lui Martin Malia. Da? Revoluțiile, locomotiva istoriei, care discută ce a făcut de la Ian, ce s-a întâmplat de la Ian Hus la Revoluția Bolșevică. Da? Fără să însemne acest lucru că e vreo legătură între Lenin și Hus. Nicio legătură directă. Da? Dar paradigma trebuie analizată. Da? Ruptură sau continuitate? E o întrebare. Ok? O altă discuție epistemologică foarte interesantă ar fi cea propusă în secolul 20 de Thomas Kuhn, paradigma revoluțiilor științifice. Cum anume se desparte Einstein de Isaac Newton? Da? Cum anume? Scrie el teoria relativității restrânsă. Da? Ok, o face în interiorul unei tradiții care ține de fizica mecanică. Da? Respectând câteva principii, cum ar fi, eu știu, principiul gravitației, dar relativizând acest principiu atunci când el nu se mai aplică și când trebuie să investigăm ce se întâmplă departe de Pământ, într-un spațiu non-gravitațional. Da? Deci e foarte interesant cum se produc și revoluțiile științifice, strict tehnic discutând aici, atunci când tensiunea asta între tradiție și inovație este absolut dramatică. Ok? Bun. O să vreau să citim dintr-un roman câteva fragmente. Demoni. Demoni este un roman pe care îl scrie Dostoevski la 4-5 ani distanță față de Crimă și Pedeapsă. Și care pune în discuție consecințele etice, dacă țineți minte că am vorbit despre asta, ale ateismului. Ok, nu există Dumnezeu, am înțeles, foarte bine. Dar care ar trebui să fie consecința imediată, da? A negării lui Dumnezeu? Și un personaj, Kirilov, spune un lucru foarte banal. Dacă nu există Dumnezeu, înseamnă că viața nu are un autor sacrosanct, sfânt, da? Înseamnă că viața este un accident. În lungul șir al evoluției, m-am născut și eu din întâmplare. Viața mea nu are valoare, de vreme ce originea vieții nu este Dumnezeu. Așa cum spune textul Bibliei. Știți că textul Bibliei spune clar că a suflat suflare de viață în ea, da? Eva înseamnă viață, da? Adam este cel care a primit suflarea de viață și a dat și el mai departe. Dar caracterul sacrosanct al vieții, nu, care este apărat de textul Genezei atunci când se vorbește despre păcatul lui Cain, caracterul ăsta dispare atunci când Dumnezeu nu mai există. Și dacă viața este un accident al moleculelor de carbon, deci dacă viața este pur și simplu o întâmplare, nu este o chestiune care ține de logica necesității, da? Cosmologia creștină sugerând că totuși Dumnezeu a avut nevoie, dacă vreți, în dragostea Lui, a avut nevoie de un partener de dialog și l-a transformat pe om în partenerul cel mai important de dialog al său. Bun, dacă toate poveștile astea sunt povești de adormit copii, cum
mai scriu unii pe YouTube, neamțule, zici bine, dar totuși sunt doar povești, atunci, spune Kirilov, viața neavând valoare, eu trebuie să mă sinucid. Deci sinuciderea este, și asta l-a frământat pe Cioran, fiul de popă, din Rășina. Nu uităm la acest lucru. Deci taică se făcea la liturghii de nu știa ce cu el și fiul lui rătăcitor, geniul stilistic fără egal, sau geniul stilistic și literare fără egal până astăzi, scria cărți pe culmile disperării în care reieșea că singura opțiune decentă a unui om care ia în serios inexistența lui Dumnezeu. Deci orice modern, spune Cioran, care nu ia în serios teologia de vreme ce e modern, nu? De vreme ce este emancipat, el nu mai ia în serios Biblia. Dar dacă este consecvent până la capăt, spunea el, acest modern, emancipat, el trebuie la un moment dat să se sinucidă. Ok? Și sunt câteva exemple de sinucideri, dacă vreți, demne, eroice, în istoria romană. Da? Dacă nu mă înșel, chiar Cincinatus e unul dintre aceștia. Lucreția este, de fapt, povestea fondatoare a Romei, dacă țineți minte, nu? Când a fost un conflict la nașterea Romei, a fost un conflict între etrușci, care erau un trib, sigur, monarhic, și cei din Latium, Lazio, Roma, da? Latium, care au devenit mai târziu romani, și la un moment dat, acest trib al etrușcilor, Tarquinii se numeau, violează o femeie cinstită, care se numește Lucreția, în timp ce soțul era plecat. Nu știu. Plecat la vânătoare. În orice caz era plecat de acasă. Ăștia dau buzna, iar o femeie frumoasă. O violează și când se întoarce soțul cu tata socru, asta e poveste mitologică, dar care fondează apoi ideea de republică, ăștia hotărăsc să-i hăcuiască, să-i termine pe etruști, pe Tarquin. Și, firește, ce hotărăsc? Ca niciodată în istoria romană, niciodată, să nu se mai accepte vreodată ideea de monarhie. Deci noțiunea de republică, care înseamnă limitarea puterii, pleacă de la o traumă în conștiința romană și, sigur, pentru a păstra republica au fost nenumărați eroi care s-au luptat. Da? Cato, de pildă, s-a sinucis și el. Deci există o sinucidere eroică, da? În replică o vedem și la Decebal, da? El știa Decebal de această practică. O e poveste adevărată cu Decebal, da? Deci personajul nostru de legendă, care a și trăit totuși, se sinucide printr-un gest eroic, da? Fiindcă nu vrea să se predea lui Traian, da? Dar sinuciderea poate să aibă, repet, o componentă eroică, dacă vreți, cu un substrat de ideologie politică, da? Dom'le, uite, decât să fiu captiv în mâinile cartaginezilor, nu? A fost cazul mai multor personaje romane, mai bine mă sinucid. Sau decât să fiu prins în mâinile, sigur, ale romanilor, cazul lui Decebal, mai bine mă sinucid. Da? Asta este sinuciderea de tip eroic. Da? Mai că Cioran vine și spune, domnule, noi care nu avem aceste rațiuni de ordin istoric, dacă nu sunt lideri de armate și nu suntem angrenați într-un conflict și într-o conflagrație, băi, putem să ne sinucidem pentru a salva, nu? Onoarea aceasta a umanității. Da? Este o noțiune paradoxală care l-a urmărit pe cel care a murit, de altfel, bolnav de Alzheimer. Foarte interesant cum geniul ăsta de la Sibiu a sfârșit în 1995. Nu? Pierzând toată strălucirea minții lui de odinioară. Și a murit bolnav de Alzheimer de nerecunoscut, de către nimeni. Okay? Asta nu înseamnă că o boală ca Alzheimer nu poate să atingă oameni foarte spirituali. Cazul Emilianos Simonopetritu. Firește. Dar, totuși, pentru un geniu al limbii ca Cioran, a fost foarte interesant sfârșit. Ok. Și Kirilov, dacă îmi permite să citesc, are acest dialog cu tovarășii lui. O să discutăm un pic despre roman, dar vreau întâi să vă duc în zona asta etică, da? Deci, ok. Suspendarea morală tradițională permite fie crima, cazul lui Raskolnikov, fie sinuciderea. Da? Nu mai atentezi la adresa aproapelui, ci la adresa ta. Și distrugi în acest fel potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Deci Dumnezeu
vine și îți spune prin pilda talanților că tu ai primit 2 talanți, 3 talanți sau 5 talanți, îți dă porunca, atenție, porunca înmulțirii nu este o chestiune opțională. Deci pentru neînmulțirea talanților, pentru ruginirea lor, ești pedepsit, ești responsabil. Și totuși, în paradigma modernă, toată viziunea cosmologică, da, pe care o aveau anticii, apropo de agricultură ce discutam, toată ideea asta că tu trebuie în fiecare zi să arunci sămânța, toată această abordare prin care tu trebuie să te uiți la primăvara vieții tale și a celorlalți și să ții cont că trebuie să pui în sufletul lor de fiecare dată câte un cuvânt bun care poate înflori, da? Câte un proiect care poate să dea naștere unei noi realități, toată această viziune logocentrică, apropo, sămânța fiind cuvântul aici, da? Ați înțeles? Dispare. Sufletul nu mai este un tărâm germinativ. Sufletul nu mai există, propriu zis, pentru acești modeli, da? Ca un loc unde poate să se nască o grădină paradisiacă sau un infern. Nu. Când spun grădină, mă gândesc de pildă la Bach. Sau când spun paradis, mă gândesc la Mozart, nu? Știți ce spunea faimosul teolog Karl Barth? Atunci când îngerii sunt singuri și cântă împreună, cântă Mozart. Atunci când apare Dumnezeu, cântă Bach. Și cine ascultă 5 minute Bach, nu poate să nu se gândească ce era în sufletul lui Johann Sebastian. Ce putea fi? Cum adică aceste sunete au putut să iasă? Nu? Din faimoasa orgă a bisericii Sfântul Toma din Leipzig. Cum a fost cu putință acest lucru? Sigur, Bach a fost cel de-al cincilea evanghelist, cum spunea Pelican. Nu? Deci sufletul lui trebuia să fie o grădină parfumată în care îngerii cântau. De vreme ce noi auzim, nu, cantatele lui, care sunt extraordinare, pur și simplu neverosimile. Deci, sufletul pentru cei de odinioară, pentru cei vechi, era un loc unde putea să înmugurească paradisul sau, dimpotrivă, iadul. În cazul nostru, în lumea mecanicistă a secolului XIX, sufletul nu mai este o latență. Rețineți acest lucru. Mai spun încă ceva. După antropologia creștină, conform antropologiei creștine, sufletul este făcut, aici o să vă rog dacă mă ajutați în grecește, nu mai știu cum este, katikon. Deci după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După chipul, după icoana. A trebuit să traducem un pic, să provocăm până la capăt prietenii noștri, iubiții mei, prieteni din mediul evanghelic, trebuie să-i provoc și să spunem așa, da? Sufletul omenesc este făcut după icoana lui Dumnezeu. Ok? Așa cum Pavel spune în Coloseni, nu? Că Hristos este icoana. Nu o să spunem altfel. Icoana. Da? Tatălui nevăzut. Ok. Bun. Deci, ce înseamnă că tu ești imagine? Hai să nu fim prea polemici aici, da? Ce înseamnă că tu ești imagine? Icoană. Imagine, da? Asta înseamnă icoană. Înseamnă că tu ai capacitatea să reflectezi. Da? Țineți minte că am discutat la primul curs. Da? Ce înseamnă că sufletul poate să reflecte o lumină din exterior? Înseamnă că el are calitățile oglindei. Sau oglinzii. Oglindă, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? Ăsta e actul narcisic. Da? Ok? Da? Când tu te uiți în oglindă să te vezi pe tine. Dar există cealaltă formă de oglindire, când tu te pui pe tine în paranteză și lași să se reflecte în sufletul tău ce? Gloria creației lui Dumnezeu. Toată strălucirea aceasta, toată splendoarea lumii lui Dumnezeu. Fraza asta muzicală incredibilă pe care Dumnezeu a creat-o, nu? Și pe care tu trebuie doar să o surprinzi. Și cine face asta? Da? Orice mare geniu. Sunt lucruri care nu știi de unde vin. Nu pot veni decât de la Dumnezeu. Sunt inclusiv ecuații matematice care n-au explicație, dacă stai și te gândești. Decât dacă pui în ecuație, nu? Îl pui în ecuație pe bunul Dumnezeu. De altfel, Pitagora, nu știu dacă știți, atunci când a descoperit faimoasa lege, nu? Pe baza căreia funcționează toate navele astăzi, Pitagora a sacrificat 100 de boi. Zeilor. Fiindcă avea conștiința că realitățile transcendentale, se numesc ele,
Ce înțeleg prin realitate transcendentală? Nu-i transcendentă, ci transcendentală. Foarte important aici, da? Ce înseamnă realitate transcendentală? Că ea există, cum ar fi toate realitățile matematice. Atenție! Toate realitățile matematice există înaintea experienței perceptive. Înainte ca eu să interacționez cu lumea aceasta, acea ecuație a existat. Deci înainte ca eu să mă nasc, aceste realități au existat. Ele mă precede. Dar nu numai sub raport cronologic, da? Ci ontologic. Da? Deci există o lume a lui Dumnezeu. Da? A arhetipurilor, dacă vreți. A logoilor, spune Maxim Mărturisitor. Merită să studiem cândva și neoplatonismul creștin. Și mai ales viziunea lui Maxim Mărturisitor. Și această lume, da, se actualizează, da, se manifestă, se întrupează uneori, da, în câteva forme de desăvârșire care pur și simplu te încântă. Te încântă. Deci n-ai alte cuvinte decât cuvinte de laudă și de încântare. În jocul perfect, da, al naturii. În curgerea apelor, da? În splendoarea faimoasei Niagara. Nu ai cum să nu regăsești ceva dintr-o perfecțiune divină. Și atunci, că e vorba de o ecuație matematică, că e vorba de o operă de artă, că e vorba despre natură sau de un crâmpei, nu, din natură, da? Omul tradițional, omul vechi, da, știe că acolo el descoperă semnătura lui Dumnezeu și că privind spre acele lucruri, sufletul lui reflectă acea perfecțiune. Deci viața noastră ar trebui, dragii mei, să fie o permanentă reflectare a splendorii lui Dumnezeu. N-ar trebui să fie nimic altceva. Deci dacă tu poți să vorbești frumos, vorbește frumos. Frumusețea din cuvintele tale va reflecta ceva, puțin, dar totuși ceva, din splendoarea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și de fiecare dată când sufletul nostru nu oglindește această splendoare a lui Dumnezeu, într-un fel sau altul ne năruim. Bun. Toată această viziune iconică, să o numim așa, da? Viziunea iconică a omului tradițional, care spune că tu trebuie să te arunci în lumea aceasta, să te înscrii într-o existență de tip spiritual, care să absoarbă sunetele perfecte ale creației, toată această viziune a omului tradițional dispare în modernitate. Și vine Kirilov și spune: sufletul nu are valoare în sine. Ok? Sufletul nu trebuie să reflecte absolut nimic. Sufletul nu este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiindcă tirania materialismului, da, îi face pe toți acești demoni, da, să îi asuprească. Pe rușii din cafenelele literare ale Petersburgului. Și haideți să vedem ce spun acești habotnici ai ateismului. Merită să scrieți undeva această formulă, da? Deci, în Cartea Demonii, da, aveți o radiografie a conversațiilor, nu? Din cafenele literare, în care habotnicii ateismului predicau anarhismul revoluționar. Unul dintre aceștia este Piotr Stepanovici Verhovenski. Altul este Kirilov. Altul este Chateau. Este un delir în cartea asta de enunțuri contradictorii, șocante, atractive, încât pur și simplu merită să o citiți ca pe un roman politic sau teologico-politic. Acești indivizi devorați de idee lansează tot soiul de supoziții sau teze. Unul dintre aceștia, Verhovenski, stă de vorbă cu Kirilov. Și ce face Verhovenski? O să vorbim și despre el. Încearcă să nășească în sufletul lui Kirilov decizia absolut criminală, nu? De a provoca sinucidere. Și haideți să vedeți ce spune Kirilov. Sunt obligat să-mi proclam necredința, pășea prin cameră Kirilov. Pentru mine nu există nimic mai presus de ideea că nu există Dumnezeu. Acesta este personajul, Kirilov, este personajul din Apocalipsă, nu? Deci cald, nu? Sau rece, dar nu să nu fii căldicel, da? Ăștia duc ateismul într-o zonă de fierbințeală,
existențială care merită, după părerea mea, confruntată. Ateii lukewarm, ateii căldicei, nu merită atenția. Cred că ateii radicali merită toată atenția noastră. Fiindcă ei împing la ultimele consecințe și fiindcă ei mai au un grad de onestitate, atenție. Deci în ei există, în mod paradoxal, un grad de onestitate pe care nu-l vedem la alții. În spatele meu se află istoria umanității, spune Chirilor. Da, să vă dați seama cum vorbeau oamenii ăștia într-o cafenea literară. În spatele meu se află istoria umanității. Sigur nu discutau despre un derby, da? Barça-Real. Sigur nu discutau despre ce s-a întâmplat cu Steaua, dacă merge sau nu în play-off. Da? Deci nu există o superficialitate pe care am putea o găsi astăzi oriunde în jurul nostru. În toate romanele lui Dostoevski nu există superficialitate. De asta îl găsesc ca fiind absolut esențial pentru a ieși și noi un pic din zona asta de frivolitate balcanică. Omul numai asta a făcut. Și aici vine teza lui Feuerbach. Și-a imaginat un Dumnezeu pentru a nu se ucide unii pe alții. Deci, ce este dumnezeirea? Este un produs al imaginației. Cine spune asta? Feuerbach. În cartea lui, esențial de altfel, pentru istoria ateismului, da? Despre religia creștină. Ok? Feuerbach îl convinge pe Marx să meargă până la capăt cu ateismul și de altfel Kirilov absorbe ideile lui Feuerbach. În asta constă, până acum, istoria universală. Într-o nesfârșită producție de zei. Deci ce face omul? Produce din plăsmuirea imaginației sale, prin plăsmuirea imaginației sale, produce zei. Sunt singurul om din istorie, sunt singurul om din istorie, este delirul de grandoare, da? Care pentru prima oară nu a dorit să-și mai imagineze un Dumnezeu. Să afle asta odată pentru totdeauna. Cine să afle? Îl ațâță Piotr Stepanovici. Atenție, scopul lui Verhovenski este să-l facă pe ăsta să se sinucidă. Deci ce se întâmplă acum? Suntem într-un dialog în care, pe cale strict logică, atenție, pe cale strict logică, un personaj posedat, da? Cartea s-a și tradus astfel, nu numai demoni, ci în engleză the possessed, da? Posedații, besii. Un personaj al lui Dostoevski este convins pas cu pas de către un mentor de-al său, oarecum mentor, Piotr Stepanovici Verhovenski, să tragă concluzia ateismului său radical. Ok? Deci foarte important. Se întâmplă sau nu se întâmplă sinuciderea? Cine a citit cartea? Mă bucur că n-ați citit-o. Ok? Mă bucur că n-ați citit-o. Nu se va împușca. Se ne liniști Piotr Stepanovici. Deci cu gândul lui era, bă, ăsta se împușcă sau nu se împușcă. Da? Terțiul non dator, da? Și bineînțeles, o să vă spun eu de ce, Piotr Stepanovici dorea ca ăsta să se împuște. Să tragă ultima consecință a ateismului său declarat. Să afle toți! Toți să afle! Cine zice? Piotr Stepanovici. Aici suntem mai noi! Uite, zice el! El să afle! Și cu un entuziasm febril, Kirilov arătă cu mâna spre imaginea / icoană Mântuitorului. În tradiția ortodoxă există icoane, da? Ok? Și o icoană cu o candelă aprinsă îl privea în timp ce el făcea acest monolog. Ok? Cine să afle că eu sunt singurul om din istorie care nu-și plăsmuiește un zeu? Zice, el, de pildă. Hristos. Ok? Deci el intră într-un dialog cu Iisus Hristos, dar care îl tulbură atât de mult, deși, atenție, el afirmă că Dumnezeu nu există. Deci e foarte interesant. Tu polemizezi cu cel despre care spui că nu există. El să afle, primul, că eu nu o să mai plăsmesc niciun Dumnezeu. Prin urmare, nu mai credeți în el și i-ați aprins candela, oare nu pentru orice eventualitate? Kirilov tăcea. Știți? După părerea mea, zise un alt prieten, dumneavoastră credeți chiar mai mult decât un popă. Deci ăștia îl împung pe Kirilov ca să
mărturisească încă o dată că este ateu. În cine? În el? Ascultă, se opri Kirilov, uitându-se înainte cu o privire nemișcată și tulburată. Ascultă, ascultă o idee mare. A existat pe pământ o zi și în centrul pământului existau trei cruci. La Ierusalim. Unul de pe cruce credea așa de tare că i-a spus altuia: o să fii astăzi cu mine în rai. Discursul satiric. Ok? Personajele astea, încă o dată, mergeți în berăria H. Mergeți în cafenelele din București. Dacă credeți că discursul sardonic, caustic, la adresa lui Hristos, nu este astăzi răspândit, vă înșelați. Am fost într-un liceu din București să le vorbesc cu oamenilor despre vârstele ei. Și la un moment dat le-am spus despre teza clasică a creștinismului, că pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri. Și un tip îmi spune cu o brăznicie de altfel dezarmantă, zice: domnul Neamțu, sincer, eu nu i-am cerut să moară pentru mine. Pare rău, dumneavoastră spuneți că a murit pentru noi, dar eu nu i-am cerut lucrul ăsta. Dacă Iisus a murit, treaba lui. Nu și pentru mine. I-am cerut eu asta. Nu? Astea sunt conversațiile de liceele din București. Licee tare. Viane, vreau să spun. You get me. Da? Noi predăm istoria, predăm religia în școli. Dacă cam asta se naște, știi, în zilele noastre astăzi, într-o școală emancipată, toată lumea vrea să-și trimită copilul la Viane. Cea mai bună școală din București, ok? Și el vine și îți spune chestiunea asta, da? Pe față. Da? Cinic. Sarcastic. Bine, replica mea a fost la fel de dură. Am spus, nici eu nu ți-am cerut să vorbești, știi? Dar asta numai cu obrăznicie poți să o faci. Adică, dacă mergem în zona de obrăznicie, ne tragem de șireturi și oricum totul se face praf. Nu? Pentru că el n-are răbdare să stea pe chestiunea aia mai mult de 5 secunde. El vrea doar replici, nu? El face chestia asta și pentru galerie. Adolescentul de 17 ani, da? Eu nu i-am cerut asta, bun. O face pentru galerie, o face pentru o fată de care s-a îndrăgostit, probabil. Dar, în general, cu chestia asta îi scoți, da? Spui, ok, am înțeles. Pentru tine povestea cu crucificarea n-are nicio relevanță. Dar hai să stăm un pic de vorbă despre experiența ta personală. Ai fost vreodată umilit? O dată măcar. Te-a umilit cineva? Și îi cer să-mi descrie dacă a stat sau nu vreodată în tăcere, simțindu-se umilit. De a zic, da, ai fost umilit de cei pe care i-ai iubit? Ai fost vreodată... O să-mi cer iertare și o să vă rog să fim focusați pe acest curs. Dacă tehnic nu funcționează, o să rezolvăm cu ei prin transmiterea de informații. Dar nu e nicio problemă, o să continuăm, vreau să fim atenți la ceea ce urmează să spun. Și la întrebare, ai fost vreodată umilit de cel care te-a iubit sau cea care te-a iubit? Un pic se deschid și se vulnerabilizează. Și recunosc lucrul ăsta. Că nimic nu doare mai tare decât să fii umilit de cel pe care îl iubești. Ok? Deci pentru ei narațiunea despre cruce capătă sens doar printr-o analogie, da, între suferința lui Iisus, care este pălmuit de-ai săi, pot să spun asta într-un sens larg, abandonat de-ai săi, trădat de-ai săi, trădat de Petru, vândut de Iuda și pălmuit de unii dintre ai săi, deci pe care i-a iubit, cu siguranță că i-a iubit, nu? El era în templu, să fim serioși, la 12 ani Iisus era în templu. A fost pălmuit de mai mari templuri, da? Suntem acum în octava pascală, de asta am permis să vă vorbesc despre asta, da? Deci, Iisus i-a iubit și a fost trădat și pălmuit. Ok, tu, puști de 17 ani, ai fost vreodată umilit și trădat și pălmuit de cel pe care l-ai iubit? Și câteodată, dar ei nu prea au experiența vieții, știți? Asta e problema. Câteodată încep să mai facă câte o mărturisire, da? Și își dau seama că în spatele acestei fațade de politețe, da? În cea mai drăguță fată sau în cel mai drăguț băiat, că putem să jucăm în ambele sexe povestea, se ascunde un monstru. Că un om pe care l-ai iubit se poate întoarce împotriva ta. Mai mult, te va umili defilând cu noua lui achiziție eventual, cu noul său trofeu erotic, da? Defilează în fața ta după ce tu i-ai mărturisit sentimentele cu 15 zile înainte.
puterea oamenilor de a se jigni unii pe ceilalți, de a se ofensa, este uriașă. Și ceea ce, de fapt, noi trebuie să facem în școli este să ajutăm pe oameni să se maturizeze. Nu? Nu să devină cinici, atenție. Nu să devină cinici. Ci doar să se maturizeze. Să aibă capacitatea să anticipeze răul de care este în stare cel de lângă el. Și cine este un om matur? Cel care știe că lângă el, Petru, care se declară primul ucenic, este primul care poate să îl trădeze. Ăla e un om matur. Și singura cale spre maturizare este să citești Evanghelia mai devreme, dacă se poate, nu atât de târziu. Nu durează decât o oră să citești Evanghelia după Ioan. Dar astăzi numai în curicula noastră emancipată, aprobată de Ministerul Educației, pe care noi îl plătim cu bani grei, by the way, nu mai apare povestea. Deci narațiunea crucii, vă rog să țineți gândurile toate pentru la Q&A, că suntem oarecum și contra cronometru. Deci narațiunea crucii îl fascinează pe Chirilo. Asta e modul meu de a face exegeză, nu? Ați observat. Și o voi face mereu așa, da? Ancorând textele vechi în lucruri care țin de experiența noastră contemporană. Altfel n-ai nicio șansă să-l faci pe Dostoevski actual, da? Ok. Și zice așa. Unul i-a spus celuilalt, astăzi vei fi cu mine în rai. Se încheie ziua, amândoi au murit, s-au dus și n-au găsit nici rai, nici înviere. Ăsta este ateismul radical. Fiți atenți. Al școlilor de teologie, dacă nu știați. Care, începând cu finalul secolului XIX, prin Ritchell, de pildă, și alții, predică liberalismul care exclude minunea, Pascal. Da? Deci, mulți încep să separe narațiunea despre crucificare de narațiunea despre înviere. Mulți spun că povestea cu învierea e un adaos al celor care n-au fost consolați cu ce s-a întâmplat, cu drama. Dar rămâne totuși povestea unui învățător. Și ce zice Chirilo? Fiți atenți, că el nu zice că nu s-a întâmplat crucificarea, atenție! Chirilo nu spune, băi, toată Biblia e mincinoasă. El spune, pasajul despre coborârea la iad, deci Sâmbăta Mare și, bineînțeles, Duminica Pascală, care este proclamarea învierii, pasajul ăla e ficțional. Și că atunci când cei doi au murit, adică Iisus și tâlharul cel bun, au murit și n-au găsit nimic. Deci nu știu dacă înțelegeți cât de radical este un asemenea discurs. Mergeți astăzi la o băbuță dintr-o oarecare parohie, da? De, eu știu, sat, da? Din Oltenia sau din Muntenia și spuneți-i băbuței chestia asta. Cred că vă dă cu o tigaie în cap. Șocată că cineva comite o asemenea blasfemie cu o icoană în casă. Deci Chirilo emitea blasfemii pe bandă rulantă fără să se teamă. Ce observăm din asta? Chirilo are duhul obrăzniciei. Rețineți acest aspect. Și vom vedea cum totalitarismul se exprimă prin obrăznicia celor care se lasă posedați ideologic. Există o nonșalanță. Există un tupeu ieșit din comun la oamenii care sunt posedați ideologic. Ei au obrăznicia celui care sfidează și îl înfruntă pe cel inocent, pe Hristos. Ascultă. Omul acesta era cel mai important de pe pământ. Constituia rațiunea lui de a fi. Toată planeta, cu tot ce se afla pe ea, era numai o nebunie fără omul acesta. Nici înainte, nici după el, nu mai fusese și nu va mai fi așa ceva niciodată. Tocmai aceasta este și minunea. Că nu a mai fost și nu va mai fi niciodată. Deci, Chirilov recunoaște singularitatea lui Iisus, care este un învățător, nu este un Dumnezeu. Deci recunoaște că Iisus chiar a fost un personaj tare. Că unul ca el n-a mai fost. Asta, repet, este istoria lui Renan. Da? Despre viața lui Iisus. Suntem deja în mijlocul secolului XIX, când se scriu biografii despre Iisus care exclud miracolul învierii. Dacă e așa, dacă legile naturii nu s-au îndurat nici măcar de ăsta, așa vorbește. Ăsta. Deci cine e mai tare decât viața? Moartea. Cine l-a biruit pe Iisus? Legea naturii. Implacabilă legea naturii. Ce spune Chirilo?
că marea minune a învierii ar fi contrazis legile firii. Ori legile firii au fost implacabil respectate și la marginea Ierusalimului, da? Sus pe Golgota. Și după aceea în mormântul pe care noi știm că mucenițele, că femeile mironosițe l-au descoperit gol. Iar dacă e așa, dacă legile naturii nu s-au îndurat nici măcar de acesta, de ăsta, nici de minunea lui nu s-au îndurat și l-au făcut să trăiască în mijlocul minciunii și să moară pentru minciuni. Deci ce spune Kirilo? Spune exact ce spune Pavel. Dacă nu vom învia, în zadar este credința noastră. Ce zice Kirilo? De vreme ce nu există înviere, Iisus a trăit în zadar. Noi am trăit în zadar. Viața n-are valoare. Deci ce înțelege Kirilov? De asta v-am spus că merită să stai de vorbă cu atei fervenți. Fiindcă Kirilov pricepe care este piatra unghiulară a credinței creștine. Dacă nu există înviere, nu există sens. Trăim în minciună, zice Kirilov. Câtă vreme el n-a ajuns în rai și nici tâlharul au putrezit ca niște oarecare. Deci, fiți atenți ce zice. Citându-l pe Shakespeare. Bine, Dostoevski e un geniu, da? Deci cu atât Dostoevski conversează. Asta trebuie să rețineți lucrul acesta. Orice mare creator conversează cu alți mari creatori, da? Marile cărți sunt totdeauna hyperlinked, cum spune englezul, da? Nu știu cum se traduce asta, da? Sunt, de fapt, formule de intertextualitate, dar ele sunt cuplate, da? La un metatext, ca să zic așa. L-au făcut să trăiască în mijlocul minciunii și să moară pentru o minciună. Atunci, prin urmare, fiți atenți, citat din Shakespeare, toată planeta este o minciună și se ține pe minciună și pe ironie stupidă. Deci viața fără înviere ne face pe noi toți să trăim fals, da? Ca într-o ironie stupidă a cosmosului, da? Noi ne-am născut dintr-o ironie stupidă, dintr-un complot al universului care ne-a aruncat și pe noi în lumea aceasta fără să avem relevanță, fără să avem sens, fără să avem parte, da? De o posteritate eschatologică, cu alte cuvinte, fără să avem șansa unei învieri. Viața care se termină, da, la mormânt devine, de fapt, o minciună și, prin urmare, zice Kirilov, chiar legile planetei sunt minciunile și vodevilul diavolilor. Pentru ce să mai trăiești? Răspunde. Dacă ești om. Dacă nu există înviere, de ce să mai trăiești? Și ce a făcut Kirilov? Și cu asta mă ridic. A mai făcut un pas către sinucidere. Ok? Rațiunea dialectică la lucru. Suntem în plină modernitate. Un om care neagă existența lui Dumnezeu, care afirmă că a fost un Iisus, un idealist, dar care n-a înviat, trage concluziile și spune viața n-are sens. Viața e o minciună în absența unei posterități. Prin urmare, de ce să mai trăiești? Pune această întrebare, cea mai grea. De ce? Nu uitați că e cea mai grea întrebare a vieții. De ce? Cum ziceau metafizicienii? De ce mai degrabă ceva decât nimic? De ce mai degrabă ceva decât nimic? Rețineți această întrebare. E întrebarea cea mai grea a filozofiei, da? Întrebarea filozofiei, de fapt, este totdeauna legată de ființă și de neant, da? Și noi existăm. Și mai ne uităm în jur și vedem că sunt copaci, că sunt stele. Deci că toată această aglomerație de ființă ne interpelează. Noi constatăm că lumea din jur ne privește la modul personal. Nu? Un ghiocel te poate privi prin frumusețea lui. Te interpelează. Nu știi de unde vine. Și atunci, în fața acestui miracol al ființei, mari filozofi, Tales, da? Parmenide, presocratici, au pus această întrebare. De ce mai degrabă ceva decât nimic? De ce nimicul nu a fost soarta aceasta a lumii? De ce ființa? Da? Oricum e contradictor să spui lume și ființă și nimic. Pentru că dacă ar fi nimicul, nimicul nu poate fi instanțial. Deci nimicul nu ar permite nașterea lumii. Da? Și atunci ai teoria
clasică a cosmologiilor antice, ex nihilo nihil, din nimic nimic. Și doar creștinismul sau tradiția iudeo-creștină biblică vine și spune că ex nihilo totuși, da, se naște, din nimic se naște o lume prin cuvânt. Și Dumnezeu spune prin cuvânt, a zis, ce a zis Dumnezeu? A zis, adică a vorbit, adică prin cuvânt a dat naștere. Cui? Luminii. Fiat lux, să fie lumină. Geneza 1 cu 3, da? Prin cuvânt Dumnezeu a dat naștere. Și voi dați naștere prin cuvânt unor realități. Știți asta, nu? Știți asta, nu? Că cel mai tare lucru din viață e cuvântul. Cuvântul naște o vocație, o profesie. Cuvântul naște preoția. Cuvântul naște jurământul celui care devine soldat. Cuvântul naște o căsătorie. Cuvântul naște un copil. Da? Înainte de a fi toate celelalte a fost cuvântul. Da sau nu? În fața altarului sau în fața stării civile. Dar tu ai spus un cuvânt înainte ca o nouă realitate să apară. Deci cuvântul e foarte puternic. De-aia am intitulat cursul meu, pe care nu aveți voie să-l ratați, asta e clar. Puterea cuvintelor, da? Fiindcă cuvântul are putere. Și va trebui să vorbim cândva despre această metafizică a cuvântului, nu? Care este la baza întregii noastre culturi, da? Shema Israel, deci ascultă Israele și Dumnezeu vorbește. Deci Dumnezeu prin cuvânt schimbă destine, popoare, națiuni. Gândiți-vă că poporul american s-a născut dintr-un cuvânt rostit de toți, da? Și au spus, we the people. Noi poporul, începând de astăzi, ne adunăm într-un corp politic numit Națiunea Americană și recunoaștem aceste drepturi ca fiind inalienabile. Suntem înzestrați de Creatorul nostru cu aceste drepturi inalienabile, dreptul la viață, la fericire, și dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. Cuvântul de naștere Uniunii Europene, da? S-au strâns niște oameni și au spus tratatul de la Lisabona, bă, cuvintele astea puse la un loc dau naștere unei noi realități, da? S-a numit Uniunea Europeană, da? Toată această federație de state. Deci cuvântul e fabulos, da? Și acești oameni știu ce înseamnă puterea cuvântului și știu ce înseamnă puterea ideii. Demonii, dragii mei, ca să înțelegeți, până vă spun deznodământul, este un roman politic care aruncă, da, în fața noastră a cititorilor mai multe personaje. Da? Creează o tipologie a revoluționarilor, a celor care vor să răstoarne lumea veche. Că nu există un singur tip de revoluționar. Hai să fim serioși. Nu există un singur tip de nihilist. Și geniul lui Dostoevski este să decripteze, da, uitându-se în jurul său mereu. Da? Era un om cu un simț al observației ieșit din comun. De altfel ca orice om foarte, foarte profund spiritual. Da? Un om profund spiritual simte, vede, aude, înțelege și semitonurile mai ales le pricepe. Da? Deci lucrurile pe care nu le au ceilalți. Da? Okay. Dostoevski vede grimasele mișcării revoluționare rusești. Da? Grimasele. Schița unor gesturi. Încă nu faci gestul, dar grimasa deja, da? Transmite o emoție. Da? Și ce avem în acest roman pe care nu vreau să-l devoalez? Da? Avem un personaj numit Piotr Stepanovici Verhovenski, care este nașul acestui suicid simbolic, care, sigur, hai că vă deconspir, are loc până la urmă, dar are și un sens simbolic. Da? Okay? Prin Kirilo se sinucide o lume veche. Prin Kirilo nu doar un om a murit, da? Moare o întreagă cultură. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Dacă vreți, raportul ăsta metonimic, da? Pars pro toto, adică partea care locuiește întreg sau care funcționează ca un întreg. Deci uneori, ca să transmiți sensuri mari, trebuie să faci niște convenții, da? Și fac iarăși această paranteză. Deci, cum înțeleg eu textul ăsta, da? Citim cuvânt cu cuvânt, da? Cuvintele se raportează la alte cuvinte. Cuvintele luate în ansamblul lor formează un capitol. Capitolele cărții, da? Se raportează la întreg, inclusiv la sumarul cărții, da? Cartea se raportează la context, da? O citesc într-un context cultural, cum v-am arătat. Și cultura rusească, despre care am vorbit, sau europeană, se raportează la întreaga istoria civilizației, da? Așa funcționează lectura, după cum vedeți, da? Ce fac eu? Deschid cartea, mă uit la cuvintele lui Kirilov. Ele fac sens, eu le scot din context pentru a le
pune în ansamblu conversații lui Dostoevski cu Shakespeare sau cu Biblia și din acest tip de demers rezultă apartenența nu numai a lui Dostoevski sau a cărților lui, ci a întregii culturi rusești la cultura europeană. Care cultura europeană, în contextul modernității, dă un răspuns culturii iudaice, culturii grecești și culturii romane. Ok? Deci așa funcționează lucrurile. Să nu credeți că nu este important să citim istoria filozofiei, că nu este important să citim istoria literaturii. Este fundamental dacă vrem să fim oameni educați și mai ales cu un simț al discernământului. Extraordinar de important este să înțelegi de unde vin anumite lucruri. Știți? Și Rusia lui Dostoevski este o Rusie care vrea să fie europeană, cum noi astăzi cu toții vrem să fim europeni. Ieri am auzit un ziarist. Dom'le, de ce România în primul rând? De ce nu Europa în primul rând? Păi mai zevzecule, hello, tu când te-ai născut, ce ai învățat? Limba europeană sau limba română? L-aș fi întrebat pe domnul Prelipcean. Mă scuzați, am așa porniri polemice, trebuie să mă abțin. Deci, e fostul mare. Deci, măi băiete, nu zevzecule, măi băiete, l-aș fi întrebat, da? Rareș Bogdan întrebat de domnul Prelicean. Nu vi se pare ușor naționalist discursul noastră România în primul rând? Da? Chiar credeți că puteți să fiți diferiți față de PSD dacă veniți cu mesajul ăsta România în primul rând? Și, bun, Rareș Bogdan a spus că e dreptul oricui să fie patriot. În fine. Eu aș fi spus altfel, nu? Știți discuția cu rabinul, nu? Din Varșovia. Zice un ucenic, rabi, de ce tu la orice întrebare răspunzi cu altă întrebare? La care rabii spune, și ce este rău în a răspunde la o întrebare cu altă întrebare? Ok? Domnul Prelipcean, România în primul rând, dumneavoastră când v-ați născut, ce limba ați învățat de la mama? Română. Dar de la tata? Română. Dar de la bunica? Română. Atât de retrograd sunt rudele dumneavoastră? Dom'le, de ce n-ați învățat Esperanto? De ce n-ați învățat latină? Dar de ce nu greacă? De ce nu germană? Cum adică ați învățat limba mamei? Păi mai, dacă tu ești ca o ceapă, da? Când vorbești despre identitate și ai, da? Diferite straturi, pleci de la nucleu, nu? Nucleul tău este, nici măcar nu este un nucleu român. Da? Este un nucleu identitar care ține de o regiune a țării, poate de Moldova, poate de Bucovina, deci ești transilvanean, ești ardelean, ești bucovinean, ești bănățean în primul rând. După aia ai identitate românească, după aia ai o identitate europeană, după aia ai identitate occidentală. Sau ai o identitate creștină, după aia ai identitate care poate fi nuanțată, poate să fie protestantă, poate să fie catolică, poate să fie ortodoxă. Dar noi purtăm cu noi mai multe identități. Și în plan politic, prima identitate, deci prima formă de identitate recunoscută este cea politic românească. Adică tu porți cu tine un pașaport pe care scrie România. Nu scrie Europa. Și nu există popor european. Există poporul român care vorbește limba română. Există poporul danez care vorbește limba daneză. Toate împreună constituie Europa, da? Ok. Drama, aici vreau să ajung. Drama acestui popor român astăzi, ca și drama poporului rus atunci, era că nu știa poporul rus atunci și noi nu mai știm astăzi cum pot să fii și una și alta. Și răspunsul adesea la întrebarea cum pot fi european venea din partea inteligenței emancipate sub forma anulării rădăcinilor creștine ale culturii rusești. Cum vrei să fii, vrei să fii european? Îți dau eu rețeta. Cum? Îmbrățișându-l necritic pe Voltaire, îmbrățișându-l pe Bakunin, pe Marx, pe Herzl și ceilalți. Ori această viziune pe mine și astăzi mă șochează, da? Viziunea asta extrem de îngustă despre ce înseamnă identitate. Și mă întorc un pic la demonii ca să vă explic contextul. În această carte și vreau să trec după aceea la frații Karamazov, vedem, cum spuneam, cum sinuciderea reprezintă consecința finală a sub raport etic a ateismului metafizic. Vedem cum violența, da, este descătușată atunci când morala pe care deja Raskolnikov o contesta nu mai există în spațiul public. Ok? Nu știu dacă să vă spun sau să vă spun ce s-a întâmplat.
Verhovenski insistă să îl ducă pe Kirilov prin toate etapele logice, nu? Ale deconstrucției moralei tradiționale și a unei metafizici a persoanei, care înseamnă că tu valorizezi persoana umană ca fiind, repet, construită după chipul și asemănarea Dumnezeu. Kirilov mai face câțiva pași. Eu nu înțeleg cum a putut până acum ateul să știe că nu există Dumnezeu și să nu se sinucide imediat. O să mă sinucid neapărat. Eu sunt numai un Dumnezeu fără voie și sunt nefericit, că sunt obligat să-mi proclam libera voință, iar libera mea voință poate fi eminamente proclamată prin, nu pocăință, ci prin sinucidere. Deci el simte sâmburele de divinitate în el, ca fiind libertatea, dar ca să își aproprieze această libertate până la capăt, crede el, el trebuie să se suprime pe sine. Ok? Și libertatea dispare odată cu el, cu viața lui, dar înainte ca să apară momentul de sinucidere pe care l-am anticipat deja, Dostoevski, genial, da, surprinde, repet, un rafinament ieșit din comun, primele, ultimele clipe înaintea sinuciderii, da? Deci sunt câteva clipe, da? Da? Care ne despart de momentul, nu? Întâlnirii țestei lui Kirilov cu revolverul. Și el ce simte? Frica, groaza. Groaza este blestemul omului. Dar vreau să înfrâng și groaza. Deci dimensiunea animalică, da? Îl șochează pe Kirilov. Kirilov își dă seama că el nu este doar un intelect. Și că nu doar un silogism te poate aduce acolo, da? La sinucidere, da? Ci și, încă o dată, curajul lui Raskolnikov de a înfrânge animalitatea bună, dacă vreți, a noastră. Și când simte groaza, el ia hotărârea să se abțină de la orice emoție, da? Să suspende compasiunea față de el însuși. Ok? Sinuciderea trebuie să aibă loc. Și în felul acesta el crede că va celebra prin sinucidere o libertate, zice el, înfricoșătoare. Deci el crede că libertatea are valoare doar atunci când tu o folosești pentru a neantiza darul vieții. Și apoi, dăm totul! Strigă pe neașteptate Kirilov, cuprins de o inspirație hotărâtă. Dictează, am să semnez tot. Deci scrie un testament. Ok? Da? Care să fie folosit ulterior de Verhovenski. Deci Verhovenski îl obligă pe tipul ăsta să se sinucidă. Nu îl obligă, îl invită să se sinucidă, dar să scrie înainte un testament prin care își asumă ce? Haideți să vă dau elementul șocant. Că el, Kirilov, l-a omorât pe Shatov, pe un alt tovarăș, și deja suntem într-o încrengătură, da? Absolut criminală. Și zice, eu declar astăzi, Kirilov, că l-am omorât pe studentul Shatov pentru trădare în parc și pentru denunțul legat de proclamații și defet ca onașul și așa mai departe. Mă sinucid astăzi prin împușcare, ok? Deci el a ucis înainte de a se sinucide. El avea o conștiință, nu? Avea, iertați-mă, avea o mustrare de conștiință, avea un suflet, da? Depurtat în inima sa. Și ce scrie la finalul acestei scrisori? Vive la Republic! La Republic democratic, social, et universel, ou la mort. Ok? Și apoi semnează Kirilov, gentilhomme russe, aristocrat rus, et citoyen du monde. Și cetățean al planetei, nu este cetățean al Rusiei, da? Prin accesul lui la teoria revoluționară, este cetățean al planetei, da? Ar fi vrut să semneze și a ezitat gentilhomme seminarist rus, și asta ne duce cu gândul la, da? Stalin, care a fost un seminarist din Georgia, înainte de a fi, sigur, un dictator, Kirilov, da? Simte frica, groaza. Piotr Stepanovici se teme că nu se va sinucide. Până la urmă, da? Piotr Stepanovici se apropie de el. Kirilov îl mușcă pe Piotr Stepanovici de mână. Deci un comportament absolut demonic, înțelegeți? Între acești frați care aveau ca lucru în comun crima, repet, moartea lui Shatov,
Lucru care, de altfel, are origini într-o poveste povestită de, sigur, de Dostoevski, când el era mai tânăr, a auzit despre uciderea unui student, Ivanov se numea, care era la Academia Agricolă, de către un revoluționar oarecare. Deci Dostoevski este deja conștient că acești revoluționari practicau crimă aleatorie și arbitrară, dar se mai pușcau unii pe alții. Ok, dacă vă sună cunoscut, gândiți-vă la perioada interbelică, când revolverul era foarte prezent în mișcările revoluționare politice din România. Și, bineînțeles, Kirilov se sinucide, se împușcă și Piotr Stepanovici Verhovenski se duce cu o lumânare să verifice și lumânarea se stinge. E imaginea întunericului, ok? Și Verhovenski, care este un dublu, da? O imagine în dublet, ca să zic așa, un fel de pandan, da? Un fel de imagine în oglindă, o oglindă sumbră a lui. A cui? Am vorbit despre personajul ăsta. Spovedania finală la Tihon se întâmplă atunci când Stavrogin, da? Care este dublul lui Piotr Stepanovici, mărturisește că el însuși este vinovat de pedofilie. Ok? Și deci ce se întâmplă la finalul romanului este că, ok, acest bufon, acest escroc pe numele său Piotr Stepanovici Verhovenski, care îl face pe Kirilov să se sinucidă, care Kirilov la rândul lui l-a ucis pe Chateau, da? Își găsește ecoul în abisalitatea răului într-un alt personaj. Ok? Mă urmăriți? Da? Sunt, deci, o sumedenie de personaje care își găsesc ecoul într-un personaj abisal de data aceasta. Care este Stavrogin? Stavrogin, chemat la finele, da, romanul, să facă spovedanie în fața lui Tihon. Un fin psiholog. Vă recomand spovedania lui Stavrogin. Da? Romanul, încă o dată spun, Demonii. Pentru că acolo ne apare un alt personaj despre care nu vreau să vorbesc, că nu mai avem timp, care este, repet, vinovat de atentatul la adresa inocenței unei fete de 12 ani. Ok? Dostoevski, în cei 4 ani de Siberia, a cunoscut toată tipologia urâciunii umane. Ok? Și își dă seama că această cauză a revoluției, am și notat gândul ăsta, vreau să vi-l denunț sau să vi-l comunic, toată cauza revoluției se plăsmăiește în creuzetul escrocilor, al labiilor, al tâlharilor și al lichelelor. E nevoie de lichele. Înțelegeți când pornește mișcarea revoluționară. E nevoie de bruta care n-are remușcări atunci când ea trebuie să ucidă. Și Dostoevski își dă seama că mișcările idealiste, revoluționare, care au ca prim scop uzurparea lumii vechi, da? Se folosesc de pleava societății. Ok? Și angajează din când în când pe, în rolul ăsta de lichidator, asemenea personaje. Iar geniului rece al lui Stavrogin, da, îi putem opune acest personaj gregar și mediocru în felul său, Verhovenski. Bun. Am vorbit mult despre demonii și trebuie să trecem repede la ultimul roman. Știu că sunteți obosiți, dar merită să facem ultimul efort, pentru că acest roman încununează toată opera lui Dostoevski și îmi propusesem sincer să vă citesc mai mult din el. E un roman greu, după cum vedeți, îl găsiți astăzi în mai multe variante și mai multe traduceri, Frații Karamazov. Ok? Frații Karamazov, scris în 1880, 79-80, Dostoevski scria pentru a trăi, știți asta, nu? Deci el trăia din scris. Și acest roman atinge, zic eu, cote absolute în raport teologic, pe care nu le-au atins celelalte romane. Ok? Rețineți încă o dată, demonii se încheie printr-un eșec al pocăinței. Da? Deci demonii nu, romanul demonii nu transmite vreodată sentimentul că acești revoluționari care sunt posedați ideologic ar accesa pocăința ca principiu personal al restaurării. Când ești posedat ideologic și
aparții unei colectivități, când ceea ce te definește pe tine este participarea la mișcarea revoluționară, când ești citoyen du monde, când ești cetățean al lumii, al planetei, care lupți pentru o cauză revoluționară, tu ești depersonalizat și atunci nu mai ai acces la ceea ce Raskolnikov accesează ca fiind principiul pocăinței. Care e personal. Colectivismul te depersonalizează, ok? Și acum facem pasul final, mai avem fix 30 de minute, să vedem dacă îmi iese. 30 de minute ca să descriu cel mai tare roman, după părerea mea, din istorie, Frații Karamazov. Citit de mine la 18 ani, bulversant, absolut șocant, romanul care scoate la iveală preocuparea lui Dostoevski față de o temă care este și pentru noi astăzi o temă importantă, tema familiei. Okay? Țineți minte că am vorbit data trecută despre raportul tată-fiu, ca fiind raportul constitutiv pentru o întreagă cultură, cultura creștină. Acolo unde este viciată relația părinte-copil, acolo totul se viciază. Iar Dostoevski se uită și vede că în mijlocul societății tradiționale rusești, răsare, se naște, da? O nouă cultură care nu mai știe de vechile porunci și care viciază, în primul rând, relația între tată și fiu. Și relația între tată și fiu este viciată de patimile acestui bătrân Fiodor, care are trei copii oficiali. Da? Din două căsătorii, nu intrăm în detalii, Ivan, geniul glacial al filozofului, da? Este întrupat de Ivan. El este Spinoza, Voltaire, nu? Am putea spune și Feuerbach la un loc. Primul cu care trebuie să ne confruntăm citind acest roman este Ivan. Dimitri este fiul senzual care îl copiază pe tatăl. Dacă taică-su era una femeia, Dimitri simte o slăbiciune foarte puternică față de sexul frumos și nu-și poate stăpâni pofta, dorința. Iar Alioșa este chemat să vindece arborele genealogic, da? În calitatea lui de creștin practicant, convertit la Evanghelie de un alt tată spiritual de data asta, principiul paternității spirituale, imediat apare când vorbim despre Zosima, care este dublul lui Alioș. Însă, foarte interesant, Fiodor mai are un fiu, bastard, nerecunoscut, îl ține ca pe un lacheu, dar nu e chiar fiu. Deci nu este chiar fiu. Merdiacov nu este chiar fiu. Este un fiu nerecunoscut și nerecunoscător. Deci un fiu resentimental, care se uită la fiii recunoscuți cu invidie. La Ivan, la Dimitri, la Alioșa. De ce? La Alioșa. De ce? Pentru că Smerdiacov nu avea parte de moștenire. Smerdiacov nu putea să meargă la tatăl său să-i spună: tată, dă-mi partea mea de avere. Ok. În acest roman incredibil, Dostoevski dramatizează luptele sufletului omenesc, scoțând la iveală trei porniri. Pornirea spirituală, care este, în primul rând, organizată de această facultate sufletească a simțirii, care are un organ numit inima, și ăsta e Alioșa. Noi toți simțim, noi toți avem o inimă. Și Alioșa este doar inima. Al doilea lucru care ne definește pe noi oameni este mintea. Numai că Ivan este doar minte, nu și inimă. Și al treilea lucru este zona apetitului, da? Apetitelor, putem spune, da? Zona apetitivă, spuneau grecii, da? Care este zona senzualității? Și aici Dimitri, nu? Este cel înfrânt. Mitea, sau Dimitri, este cel înfrânt, fiindcă el moștenește pornirile tatălui său. Cele trei facultăți sufletești, sau cele trei porniri, da? Ar trebui într-un fel să stea împreună. Nu? Și o viață frumoasă, o viață ideală ar fi o viață în care am putea pune toate aceste lucruri în slujba, nu? În slujba unui ideal. Ok? Dorința erotică poate fi transfigurată. Am citit cu toții Vârstele iubirii, cred că ați citit o carte extraordinară. Ok? Dar poate fi transfigurată într-o relație
bazată pe un legământ marital, nu? Dinu și Nelly Pilat transfigurează dorința, da? Mai ales din prima tinerețe. Și erosul, da? Devine agape printr-un logos creator. Ok? Deci dau naștere la un copil, la mai mulți copii în funcție de situație, dar există o putere, da? De transfigurare în logos, în cuvânt, care atinge și erosul. Ok? Asta se întâmplă când trăiești, să zicem, după rânduială. După aceea, mintea ar putea fi și ea, nu? Lucrătoare. Și ar putea să fie și ea locul unde tu poți oglindi splendoarea creației lui Dumnezeu prin matematică, prin desen, prin arhitectură, prin orice. Mintea poate să capteze aceste unde, da? Magice, am putea spune, ale, și miraculoase ale creației lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, inima, sigur, care e un organ de cunoaștere pentru tradiția iudaică. Citiți cartea lui Andrei Preșu despre inima. Inima care dă căldură interacțiunilor umane, sociale, ar trebui să aibă și ea un rol esențial. Nu? Ok? Nici o inimă fără o minte, nici o minte fără o inimă și nici o minte și o inimă fără dorință, da? Fără misterul acesta al alterității, fără fascinația reciprocă între bărbat și femeie. Există deci un mod de a integra toate aceste lucruri, dar din păcate personajele despre care vorbim, cu excepția poate al lui Alioșa, o să vorbim mai în detaliu, din păcate, repet, personajele despre care vorbim sunt unidimensionale. Vom vedea dacă Alioșa este sau nu o excepție. În Ivan, haideți să vă mai spun câteva lucruri, fiindcă trebuie să mă grăbesc și după aceea avem și un dialog. Am cerut o permisiune să prelungim un pic, da? Telepatic am primit-o. Am cerut permisiunea dinainte ca să fiu eu sigur că nu o să plecați frustrați, dar fiindcă e foarte important despre Ivan să vă spun câteva lucruri, vi le spun ca să le, aproape să le notați, da? În Ivan avem așa, tânărul genial, care este olimpic, care merge de vreme la școală, da? Bifează toate examenele cu 10, magna cum laude. Nu bea și nu e desfrânat. N-are pornirile astea telurice. Nu simte nevoia să se, da? Să se coboare în zona asta depravării, în care taică-sul tot timpul este consumat, da? de porniri și de instincte. Ivan are un intelect briliant. Dă meditații unor tineri ca să-i crească și să facă și niște bani în plus. Face publicistică, scrie foarte mult. Mă înspăimântă când citesc acest portret al lui Ivan. Și capătă o oarecare faimă în cercurile literare din Petersburg. A studiat și științele naturii, a făcut matefizică, mă înspăimânt din nou. Și a scris un articol numit Reforma jurisdicției bisericești, mă înspăimânt din nou. Îl citește pe Dante, pe Schiller și pe Voltaire și planifică o excursie de vreme, la 20 și ceva de ani, în Europa. Înainte de a pleca în Europa, se duce și spune fratelui său. E fabulos. Deci romanul este genial. Iar ironia lui Dostoevski este neîntrecută. Deci omul ăsta are o forță ieșită din comun. Și fiți atenți ce spune Ivan către Alioșa. Alioșa, dragul meu, trebuie să merg în Europa. Vreau să fac o vizită în Europa. Știu că mă duc într-un cimitir spiritual. Dar nu pot să spun cât de mult îl iubesc. Să fii îndrăgostit de ceea ce disprețuiești într-un fel. Am să cad în genunchi și am să plâng la mormintele marilor creatori, spune Ivan. Știu că Europa a murit, că Europa nu mai e ce a fost. Atenție, suntem la finele secolului XIX, când vine Nietzsche și spune Dumnezeu a murit și voi l-ați omorât. În 1881, la Gaia Știența, în același an, cu Dostoevski, da? Geniul din bază, Friedrich Nietzsche, vine și scrie două cărți. Una, Azul Sprach Zarathustra, așa grăită Zarathustra. Și a doua carte, sigur, La Gaia Știența sau Știința Veselă, și în ambele spune așa, paragraful 156 în La Gaia Știența și apoi așa grăită Zarathustra, spune așa, Dumnezeu a murit, voi l-ați omorât. Și simt un frig, spune Nietzsche, simt un frig, simt o răceală în universul nou creat. Cine l-a ucis pe Dumnezeu? Da? Burghezia, nonșalanța,
aroganța unora și altora. Și vom vedea ce spune Ivan despre cel care l-a ucis primul pe Dumnezeu și care este culmea un prelat. Înainte de a ajunge însă la Marele Inchizitor, fiindcă asta ne frământă, aș vrea să spun că Dostoevski surprinde obiecțiile cele mai puternice. Deci eu zic că Dostoevski este imbatabil. Dostoevski surprinde cele mai puternice obiecții la adresa credincioșilor. Sau la adresa credinței. Prima obiecție este legată de suferința copiilor. Și descrie cu o vivacitate tulburătoare suferința unor copii de 7-8 ani care, iată, sunt victime ale unei gratuități nemeritate. Fiți atenți ce spune el. Deci Ivan lansează două atacuri. Una la adresa lui Dumnezeu Tatăl și alta la adresa lui Dumnezeu Fiul. Prima formă de atac. Demiurgul, Creatorul, a făcut o lume imperfectă. De ce? Fiindcă în această lume mor copiii. Nu numai de vreme, ci mor în chip sadic. Și spune, în cultura noastră națională care a făcut din bici și din bătaie un simbol. Vă sună cunoscut? Deci ce este Ivan? Este un termometru, într-un fel, care înregistrează temperatura, febra socială a unei Rusii nereformate, în care abuzul la adresa copiilor era curent, ca și la noi astăzi. În care copiii de 5-6 ani puteau fi maltratați chiar, da? De niște părinți alcoolici, fără ca cineva să plătească pentru asta. Nu existau instituții sociale să recupereze copilul, să-l integreze, să-l dea unor alți părinți. Nu exista nimic, da? Era doar abuz, da? Și cruzime. Iar Ivan știa aceste lucruri. Și face următoarea descriere. Fiți atenți ce forță are cuvântul lui Ivan. E spăimântător. Da? Pentru că nu oricine e în stare să răspundă acestor obiecții. Alioșa iubește pe Ivan. Alioșa crede în Dumnezeu. Alioșa este un novice. Este ucenicul lui Zosima. El nu are arta dialectică. El nu s-a pregătit să creeze refutații, să respingă argumente. El nu știe asta. El doar ascultă și iubește și suspină. Și vine Ivan și îl termină. Nu știu dacă înțelegeți. Este o luptă nedreaptă. Deci Ivan are 20 de tancuri, da? Nu știu cum se numesc. T-38. Înțelegeți? Și ăsta are o praștie. Și Ivan pune toate tancurile silogismului, da? Și ale dialecticii pe sărmanul Alioșa. Și are o forță retorică ieșită din comun. Și spune așa. Alioșa, îți plac copiii? Știu că îți plac. Și sunt convins că mă înțelegi. De ce nu vreau să-ți vorbesc decât despre ei? Mi se pare ieșit din comun. Incredibil. Și dacă suferă atât de crunt pe lumea asta, este pentru că sunt sortiți probabil să ispășească păcatele săvârșite de părinții lor. Ce face Ivan? Respinge teoria lui Augustin a vinovăției copiilor prin păcatele părinților. Nu cred în asta. Nu cred în transmiterea genetică a păcatului adamic. Ortodoxii ar fi dat dreptate lui Ivan aici. Citiți cartea lui Ioannis Romanidis despre The Original Sin. Teză de doctorat din 1957. Remarcabil. Ok? Cum înțelegem păcatul? Fiindcă sute de ani, dar cazuistica romană, da? Citiți pe Jean de Lumeau despre efectele augustinianismului în ce înseamnă practica spirituală, inclusiv a spovedaniei în Europa medievală. Dar ăștia trăiau cu obsesia vinovăției. Eu am cunoscut, iertați-mă, vă spun sincer, Calvin, obsedați de vinovăție, nu știam ce cu ea, am vrut să spun, mă, dar tu ești creștin? Fiindcă erau obsedați de sentimentul vinovăției. Deci vinovăția era o categorie foarte puternică pentru ei. Și nu m-am înțeles cu ei, cu niște calvini foarte drăguți din Grand Rapids, Michigan. Eu am cunoscut exemplarul ăsta de creștin care este obsedat de dreptatea lui Dumnezeu, nu de mila lui, și care cred fundamental că Dumnezeu i-a predestinat pe unii la necredință. Ok? E un creștinism cu care Ivan polemizează. Foarte important. Ce fel de creștinism? Mai țineți minte ce v-am zis? Când ai un ateu în fața ta, întreabă-l ce Dumnezeu respingi tu? Că poate Dumnezeu tău nu e Dumnezeu meu. Ok?
Și cu siguranță Alioșa îl ascultă mirat, pentru că el nu folosește categoria vinovăției atât de des, nu? Precum augustinienii de secolul XVI, da? Citiți cartea lui Jean de Lumeau. Neapărat. Neapărat citiți cartea lui Jean de Lumeau. Da? Despre, nu mai știu cum se numește, disciplina spirituală în secolul XVI. În orice caz, una de cărțile traduse la polirom în 97. Mă întorc. Deci, vei spune că acești copii suferă din pricina părinților. I don't buy that. Nu cumpăr chestia asta. Nu cred în asta, domnule. Nu cred că au suferit copiii aceștia din pricina părinților lor. Nu se transmite genetic păcat. Ok. Dar, zice, un tigru se mulțumește să-și fâșie și să-și înfulece prada. E tot ce știe să facă. Nici prin minte nu-i trece bună oară să-și țintuiască victima de urechi, lăsându-o să se chinuie așa o noapte întreagă, chiar dacă ar putea să o facă. Niciodată animalele, da, mamiferele, nu omul, nu împing, da, suferința victimei la un paroxism pe care îl caută turcii, de pildă, eu de exemplu turcilor, care își, sigur că e o lucrare politically incorrect, dar care își, o parte din turci, cel puțin știa Dostoevski, își chinuie, da, copiii până la paroxism. Știi la noi, și apoi aduce chestiunea pe tărâm rusesc, știi la noi, bătaia, nuielele, biciu, sunt la mare cinste, bătaia e ceva național. Și revine, bătaia și biciul are un specific național. Și revine și spune, bătaia cu biciu, fiind națională, perfect autentică, o găsești pretutindeni. Necrasov, după aceea spune, folosește biciul nu numai împotriva copiilor, ci și a calului nevinovat. Și dă o teribilă descriere aici, Necrasov, un personaj, da? Pomenește într-o poezie, iertați-mă, un artist, pomenește într-o poezie despre un mușic care își lovește calul cu pleasna biciului peste ochii lui blâz. Cine n-a avut parte să vadă astfel de scene în Rusia noastră tradițională? E ceva specific, rusesc. E specificul nostru național. Să batem, să lovim. Cine n-ar spune că e contemporan și profetic Dostoevski, da? Bătaia. E și astăzi prezent în spațiul public rusesc. Ai spus două vorbe despre Putin, te-au înhălțat și te-au bătut. De nu știi ce-i cu tine. Te-au la pumn, de nu știi ce-i cu tine. Bine, dacă ești chiar periculos, îți dau și un pic de poloniu. Ca să te liniștească, da? Nu mai scap. Ok? Dar violența, deci ce face Ivan? Spune, domnule, atâta violență ca Rusia noastră pravoslavnică, mai greu găsești. Tu îmi zici mie de Hristosul tău? Ia uite în jur un pic. Vezi ceva? Vezi copii maltratați? Mârțoaga se opintește, reușind în sfârșit să scoată calul din făgaș și pornește mai departe într-o rână, umilită, tremurând toată și abia suflând cu un mers șontăcăit, penibil, curios. Descriu o scenă în care bătaia calului, da? Îl face pe cal să sângereze spre plăcerea sadică a stăpânului. Ce Dumnezeu este ăsta? Ce Dumnezeu creator și bun mai e ăsta care îngăduie răul ăsta gratuit să se desfășoare sub ochii noștri? Prima obiecție, da? Suferința inocenților. O obiecție gravă, grea și gravă la adresa celor care cred. Ivan, ce spune Dumnezeu ăsta? Dumnezeu bun. Cine a mai spus asta? Marea tradiție stoică. Ce spun? Marea tradiție gnostică. Da? Care a spus că există un Deus Otiosus, un Dumnezeu care s-a retras, da? Și care nu mai participă la această lume, da? Și care, pentru că s-a retras, nu ne lasă pe noi să ne confruntăm cu acest marasm. Deci, atenție la problematica gnostică. Da? Ivan face o obiecție și din perspectiva asta. Mergem mai departe. O fetiță, omul care își bate copii la un minut, 5, 10, mai mult, și loviturile se întețesc mai aprige și mai dureroase. Fiți atenți ce frescă desenează acest Ivan. Deci nu poți să reziști. Fiți atenți ce zice. Tăticuțule, tăticuțule, tată, tăticuțule, nu mă mai lovi. Prin nu știu ce diabolică întâmplare, afacerea devine scandaloasă și ajunge la tribunal. Și ce se întâmplă, întreabă Ivan la tribunal? Judecătorii dau dreptate tatălui care și-a bătut fica. Asta e Rusia pravoslavnică. Obiecție sociologică. Ce mă, vrei să spui că religia e bună? Când noi suntem atât de înapoiați? Nu vezi că avem 2300 de haznale în școli? În loc să avem WC-uri,
această obiecție la adresa ortodoxiei ca fiind, repet, responsabilă pentru subdezvoltare economică pe de-o parte și ca fiind o religie nepăsătoare la adresa realităților sociale, este o obiecție prezentă și astăzi în spațiul public. Numai că ăștia care fac obiecția asta nu l-au citit pe Ivan, că dacă l-au citit pe Ivan ar face praf. Atenți, cine l-a studiat pe Dostoevski, el avea muniție grea împotriva noastră. Numai că vestea bună este că nu se oprește tot aici. Prima obiecție este legată de suferința celor inocenți. A doua obiecție. Deci capitolul răzvrătire. Vă rog, citiți capitolul răzvrătire din Frații Karamazov. O să vă tulbure, dar o să vă pună într-un mod activ, da? Pe gânduri. Și a doua obiecție. Cea cristologică. Ok. Trăim în această lume. Vrei să spui că suferința copilului face sens. Treaba ta, Alioșa. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Am scris un poem. Tu ai scris un poem? Nu treaba Alioșa. Deci Alioșa are 19 ani. Ăsta e un geniu absolut. Înțelegi? Un filozof care are viziuni. Și îl face praf. Și îl ține pe ăsta de vorbă într-o cafenea. Ăștia stau de vorbă într-o cafenea. Și un monolog care nu se mai oprește. Înțelegeți? Cam cum fac eu acum cu voi. Și Ivan îi zice, stai să spun ceva. Nu vreau să pleci până nu-ți spun ceva. Ce vrei să spui? Am avut o viziune. O viziune? Da. Și ești primul care o va afla. Deci e un bun vânzător. Înțelegeți? Un bun vânzător. Și cum se numește viziunea ta? Și el zice, Marele Inchizitor. Marele Inchizitor. Se făcea că într-o zi, într-o catedrală din Sevilla, cel pe care voi creștinii ăștia, pioși, îl așteptați. A și venit acum 500 de ani. Și ce crezi că s-a întâmplat? Când el, pe care cu toții îl așteptați, a poposit o vreme printre noi, cei muritori. Ce crezi că s-a întâmplat în catedrala unde chipul lui, nu? E pus la loc de cinste. Vorbim despre Sevilla, secolului 16, da? În care practica inchizitorială a autodafeurilor sau chiar a arderii pe rug era tolerat. Atenție, arderile pe rug se făceau într-un fel organizat. Toți edilii, da? Deci toți primarii de comune și sate plus orașe erau strânși, ok? Ca să se dea o lecție pentru totdeauna, da? Toți liderii de bresle, da? De la, nu știu, simplu tâmplar până la, bun, felcer. Toți erau strânși și apărea impozant inchizitorul, marele inchizitor, cardinalul, da? Un Torquemada, cum s-a numit el în istorie, chiar a existat un Torquemada, 1400, ajutați-mă dumneavoastră, 24, în fine. Și el asista, da? La modul în care operațiunea trebuia să decurgă. Evident că aici avem o viziune caricaturală despre catolicism. Păi Dostoevski nu suporta catolicii pentru că catolicii au făcut incursiuni prin iezuiți nenumărate, da? În mediul rusesc. Nu discutăm aici că nu ar fi o caricatură, că nu o să... Nu o să poți reduce catolicismul la Torquemada. A mai fost și un Francis de Assisi, din câte știm și noi, nu? Deci nu poți reduce o tradiție de 1000 de ani la un singur personaj. Dar Dostoevski este absolut genial și prezintă întâlnirea între cel care trebuia să-L slujească pe Hristos și Fiul lui Dumnezeu. Și ce spune cardinalul lui Iisus? Tu ești? Tu? Ne primi niciun răspuns, Marele Inchizitor se grăbește să adauge. Taci! Nu spune nimic. Ce mai putea să adauge? Știu prea bine ce poți să adauge. Numai că tu n-ai dreptul să mai adaugi nimic. Nimic la cele mărturisite odinioară. În Evanghelie se înțelege. De ce ai venit să ne tulburi? Căci venirea ta nu face decât să ne tulbure. Cred că îți dai seama. Deci, slujitorul templului este iritat de prezența Dumnezeului pe care îl slujește. De ce ai venit să ne tulburi? Eu nu te cunosc și nu vreau să știu dacă ești tu acela sau semeni doar cu el. Deci, aierea Hristos apare, seamănă perfect cu Hristosul din Evanghelie, îl recunoaște. Oricum ar fi, mâine am să te osândesc și am să te ard pe rug ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici și ai să vezi cum norodul, poporul, care azi ți-a sărutat picioarele la un singur semn al meu, se va repezi,
să adune tăciuni împrăștiați în jurul rugului tău. Intră în scenă poporul. El este liderul spiritual al unui popor îndobitocit, care face ce îi spune el. Atenție! Este o parodie, este o satiră care are clar ca referent sau ca posibilă pistă de interpretare sau de lectură și colectivismul sau totalitarismul, nu numai religia catolică, să ne înțelegem, orice sistem totalitar care se raportează la popor și care infantilizează poporul și care manipulează poporul și care îl domină printr-un abuz de putere, orice exercițiu totalitar este de către Dostoevski aici, da? Expus și anihilat. Deci Dostoevski, să nu înțelegem că face doar critica religiei oficiale, să zicem catolicism. Nu, ar fi prea simplu. Dostoevski, într-un mod genial, face critica sistemelor totalitare care au devenit, atenție, sistemele funcționale, culmea, ale secolului 20, național-socialism, fascism, sigur, bolșevism, maoism, ceaușism, numiți-le cum vreți, care sisteme totalitare, ok, sunt deranjate de prezența cui? A lui Hristos. A lui Hristos. Care Hristos tace, dar a cărui simplă prezență tulbură și indignează și irită. Și ce face Dostoevski? Surprinde foarte bine raportul marelui inchizitor, da? Care vrea doar controlul maselor, nu? Cu cel care nu vrea nimic din acestea. Cu cel care este un ocean de liniște. Ce este Iisus? Este acel ocean despre care am spus că poți să arunci cu piatra în el fără că el să se tulbure. Și în oceanul ăsta de liniște, da? Asurzitoare, nu? Inchizitorul din toate vremurile nu se poate regăsi. El, inchizitorul, este producătorul unui zgomot care cu adevărat îl întreține și, sigur, din această întâlnire rezultă dueluri verbale extraordinare. Poporul, această turmă ascultătoare, poporul nu vrea libertatea pe care tu i-ai promis. Suntem în inima acestei dezbateri, dragii mei, despre modernitate. Care ce face modernitatea? Masifică fenomenul politic. Înainte puteai să votezi dacă erai bogat, corect? Deci erai bogat, aveai dreptul la votul cenzitar, votau și... Să nu credeți că pe vremea lui Cuza vota oricine, da? Poate de asta alegerile erau mai bune, da? În orice caz, deci am spus-o și pe asta. Sper să nu fie pentru mine încă un punct de discriminare. Dar în orice caz, deci, revin. O vreme nu vota poporul. O vreme votau cei care aveau bani, educație și foarte puțin poporul era reprezentat, moș și în roată, nu știu ce. Foarte puțin. Dintr-o dată, Dostoevski vede, prin socialism, tendința asta, da? De masificarea conștiinței. Și tu ești ceea ce ești prin apartenența la o clasă socială, țineți minte, la o mișcare revoluționară. Și ce zice el, inchizitorul? Turma asta nu poate să trăiască cu ceea ce tu i-ai promis. Turma asta vrea nu libertate, ci pâine. Turma asta vrea materialism, dialectic sau nu, și nu vrea spiritualitate. Și ne apropiem de final și vă ascult pe voi. Ființe vrednice de plâns. Vor să găsească pe cineva în fața căruia să se plece până la pământ. Ce este această turmă? Da? Este o adunare de oameni care n-au conștiință, care n-au demnitate și care vor orice, dar nu libertate. Dragostea liber consimțită pe care l-ai cerut-o, ai dorit de la om să te urmeze de bunăvoie, i-ai cerut prea mult. Cum vrei tu un om să fie liber? Când tot ce vrea el este să se hrănească cu niște roșcove. Vrei să-i ridici la înălțimea ta? Vrei să faci din ei niște zei, spune Ivan, spune Marele Inchizitor, dar putea să spună și Dumnezei pe modelul Teosis. Vrei să faci din ei părtași dumnezeieștii tale viri? Ești nebun? Iisuse, trezește-te! Oamenii nu vor în altul. Oamenii nu vor înălțimile. Oamenii vor doar să trăiască de pe o zi pe alta.
Nu cumva tu ai pogorât din ceruri numai în mijlocul celor aleși? Nu cumva ți-ai creat o mică sectă, da? De sfințișori, ca Alioșa, ca Zosima, câțiva inițiați și pe noi ceilalți ne-ai lăsat de izbeliște? Acum de ce mai vii? Când vezi că umanitatea este la fel de precară, de ce mai vii încă o dată? Ca să ne pui oglinda în față, să arătăm cât de jalni suntem. E incredibil. Lasă-ne să ne construim turnul Babel. Lasă-ne să ne scufundăm. Tu ai fi putut să primești sabia lui Cezar. De ce n-ai luat-o? Dacă tot ai vrut să faci ceva cu lumea asta, de ce n-ai pus și tu mâna pe un partid politic, domnule? De ce n-ai construit și tu o reformă socială? Tu vii cu chestii de asta, de tip predica de pe munte? Și fiți atenți. Și este un geniu, și asta este o remarcă pe care a făcut-o și Tocqueville. Da? Tocqueville spune, incredibil, incredibil, la finele cărții lui despre democrația în America, că principalul pericol la adresa societăților democratice este tiranul soft, tiranul, cum să spun eu, camuflat, da? În statul administrativ, birocratic, care îți dă de toate, mură în gură, mergeți în societățile scandinave, ți se spune cum trebuie să-ți crești copiii, ți se spune ce trebuie să gândești, ți se spune ce părere să ai despre imigrație, ți se spune ce părere ai să ai despre creștinism, ți se spune ce este bine și ce este rău în Biblie, ți se spune tot ce trebuie să gândești, tu doar trebuie să mănânci și să nu faci greu. Și fiți atenți ce zice. Deci cu asta ne apropiem de final. Cu asta încheiem chiar. Fiți atenți ce zice Marele Inchizitor. Realmente profetic, da? Deci suntem undeva la 1881. Marele Inchizitor înțelege cum funcționează Lenin, cum funcționează Stalin și chiar și versiunile, repet, soft ale autoritarismelor contemporane. Uitați-vă la oameni. Dă-mi un gadget. Dă-mi 5G și internet gratuit și sunt fericit. Ce vrei, mă? Mai mult? Nu pot să dai. Nu vreau să trăiesc pentru mai mult. Lasă-mă atât. 5G, o rețea de Wi-Fi și un laptop. Asta e viața. Asta e idealul. Nu vreau mai mult. Toată ziua, bună ziua, să fiu pe telefon sau pe internet. Atât. Libertăți, drepturi, nu. Prea mult. Și fiți atenți ce zice Marele Inchizitor prin gura lui Ivan. Noi vom izbuti să-i convingem că nu vor putea ajunge cu adevărat liberi decât atunci când vor renunța de bunăvoie la libertatea lor în favoarea noastră și când îi se vor supune cu desăvârșire. Gândirea liberă, știința, îi vor afunda într-o junglă atât de încălcită încât nu vor mai avea nevoie de libertate și nici de miracole. Cu alte cuvinte, știința le va da papa cât mai ieftin, gratis, chiar dacă se poate. Nu? Tot ce înseamnă promisiunea asta progresului material îi va ameți. Vor trăi cu gândul că e mai bine astăzi decât ieri, doar pentru că, repet, am un telefon în buzunar. Și demnitatea și eroismul și jertfa înaintașilor li se vor părea niște stupizeni. Și martiriul unui Ignatie Teoforul sau conștiința unui Dietrich Bonhoeffer o să li se pară niște lucruri risipite în lume și în cosmos. Este fabulos cum se termină acest monolog. Apropo, îl găsiți în varianta lui Victor Rebenciuc. Monologul ăsta durează 45 de minute. L-am auzit rostit de pe scena Teatrului Național. Fabulos, Victor Rebenciuc. A făcut un monolog fără teleprompter. Incredibil. Bineînțeles că la final, Marele Inchizitor, îi spune, mâine am să te ard pe rug. În fața acestui tip de interpelare a lui Ivan, Alioșa nu contrapune o filozofie și nici un sistem teologic. El nu răspunde făcând o schiță dogmatică a unor principii morale, nu face o teologie de ordin scolastic, da? În fața lui Ivan. Nu își propune să respingă prin argumente, ci el arată doar calea către mănăstire. Acolo unde Ivan poate să descopere liniștea, care e liniștea vindecătoare a lui Hristos în persoana lui Zosima. Alioșa este dublul lui Zosima, iar Zosima este dublul lui Hristos. Și încheiem cu asta, ca să fie, am promis că va fi ca o slujbă, ca să fie chiar o lucrare adevărată, încheiem cu răspunsul lui Alioșa. Alioșa vede un Ivan tulburat care, apropo, vreau să vă spun și asta, înnebunește. Are viziunea diavolului.
și își pierde mințile. Nu vă spun celelalte lucruri. V-am sugerat data trecută, Smerdiakov, lacheul. Ce face? Am spus că se întoarce ca un fiu risipitor acasă, dar cu un revolver în buzunar. Îl ucide pe Fiodor. Îl ucide pe tatăl. Și spune lui Ivan, l-am ucis cu binecuvântarea ta. Adică tot sistemul tău, metafizic, ateu, mi-a dat permisiunea să-l ucid și nu te mai fă că nu știi. Deci Ivan este cumva culpabil. Ivan nebunește, dar Alioșa rămâne teafăr. Și Alioșa este teafăr pentru că a descoperit iubirea tatălui în mijlocul suferinței propriei sale familii. Și Alioșa se duce la înmormântarea lui Zosima, pe care l-a iubit mai mult decât pe tatăl său biologic. Există o iubire supranaturală. Și ăsta e răspunsul lui Dostoevski. Nu un sistem filozofic, ci o relație personală. Rețineți acest lucru. Puteți să și notați. Răspunsul la ateismul ideologic al lui Ivan nu este un sistem filozofic, ci o relație personală, care e o relație de iubire și de ucenicie. Și Alioșa, care îl iubește pe Zosima mai mult decât pe tatăl său biologic, o iubire harică, divină, la mormântarea lui Zosima, citește sau aude, citindu-se în biserică, pasajul acela din relatarea miracolului la Cana Galilei. Și la final, și cu asta vreau să închei, bătrânul este mormântat. Bătrânul care era cititor nu doar în stele, ci în suflete, bătrânul care putea să vindece printr-un cuvânt, bătrânul care era o insulă de pace într-un ocean de război, acest bătrân îl trimite pe Alioșa în lume și spune, locul tău nu este aici la mănăstire. Locul tău este în lume ca să vindeci ceea ce trebuie vindecat. Și Alioșa știe că trebuie să facă ascultare după ce tatăl său spiritual, părintele său spiritual a murit. Și după ce se cântă toate troparele de la mormântare, toate cântecele de la mormântare, Alioșa coborâ repede, o să-ți permit să citesc și cu asta încheie. Dați-mi 3 minute și încheie. Coborâ repede treptele, fără a mai zăbovi în cerdac. Într-a ripat, la moartea tatălui spiritual, sufletul său era setos de libertate. Avea nevoie de spațiu, de tot cuprinsul lumii, bolta cerească, presărată cu stele scăpărătoare, se desfășura nemărginită deasupra lui. Din zenit până la orizont, curgea aburoasă Calea Lactee. Răcoroasă și liniștea, răcoarea și liniștea nopții învăluia pământul. Turlele albe și clopotele aurite ale bisericii străluceau pe cerul de safir. În straturile din jurul casei, fastoasele flori de toamnă adormiseră până în zori. Pacea statornicită pe pământ se îngemâna cu cea revărsată din înălțimi. Taina gliei se împerechea cu taina stelelor. Alioșa rămase locului câteva clipe neclintit, privind în jur. Și dintr-o dată căzu la pământ ca să cera. Nu știa de ce îmbrățișa pământul. Nu înțelegea de ce simțea o dorință atât de fierbinte să-și lipească buzele de el. Și îl săruta frenetic, plângând, stropindu-l cu lacrimi. Și jurându-i frenetic iubire, iubire pe veci. Udă pământul cu roa lacrimilor tale de bucurie și scumpe, să-ți fie lacrimile pe care le-ai vărsat, răsuna un glas în adâncul său. De ce plângea Alioșa? O, în momentul acela de ascultare simțea nevoia să plângă până și pentru stelele ce străluceau din tării și plângea fără să se sfiască de extazul lui. Să ierte totul și pe toată lumea, să-și ceară iertare de la tot și de la toate. Și numai pentru faptele săvârșite, și nu numai pentru faptele săvârșite de el, ci pentru toți și pentru toate câte le-au făcut, căci pentru el aveau să se roage alții, îi șoptea mai degrabă, mai departe glasul lăuntric. Și cu fiecare clipă simțea Alioșa, da, simțea ca aievea, aproape palpabil, coborând în sufletul său o putere nestrămutată, ca bolta spuzită de stele. Un gând se statornicea în el, pentru vecie, definitiv. Cel care se așternuse cu fața la pământ era un tânăr slab, pentru ca în locul lui să se ridice de jos un om care avea să lupte dârz toată viața și care era pe deplin conștient de schimbarea petrecută cu dânsul.
își dădea seama de ea cu toată exaltarea de care era cuprins. Niciodată, până la capătul zilelor lui, Alyosha n-avea să uite această clipă. Cineva a coborât atunci în sufletul meu, spunea el cu cea mai deplină convingere. 3 zile mai târziu, Alyosha părăsi mănăstirea, supunându-se dorinței duhovnicului său, care îi poruncise să plece în lume. Mulțumesc! Asta a fost pledoaria lui Dostoevski. Pentru ieșirea din contradicțiile rațiunii moderne. O viziune cosmologică în care creștinismul unește cerul cu pământul, văzutele cu nevăzute. Și asta de fapt ce a făcut întruparea lui Hristos. E, zic eu, un roman absolut senzațional. Eu cred că merită citit și recitit.